Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Salutare, suntem pe 13 TV, pe YouTube. Ce minunată zi de toamnă, ce noiembrie prietenos. Suntem în 2022 și suntem cu jurnalistul Bogdan Comaroni de la Ziua Nu. Salutare, bine ai venit! Vă salut toată lumea și... Îmi iau câteodată mindset-ul înainte decât un podcast, nu mereu ce-i drept, și anume că peste vreo 100-200 de ani, când lumea vrea să vadă cine și ce și cum s-a trăit în vremurile astea și cum arată generația care a inventat internetul, probabil o să se ducă peste propagandă, o să se ducă peste Instagram-ul de la Vita este Bella și... Îmi place să cred că așa mai la periferia internetului o să dea și peste ceea ce vorbim noi aici. Bine, adică facem un podcast document. Facem un podcast document, da. Am puseurile astea, să vedem dacă ne și iese, eu cred că ne iese. Măi, hai să deschid primul subiect. Eu sunt de ceva vreme și nu vorbesc de pandemie deocamdată și nu vorbesc nici de Balșoi Jihad, cum îmi place mie să-i spun. Așa, ci vorbesc de ceva vreme de niște situații care au început să se politizeze. Și cred că am început să simt asta la propriu pe pielea mea de prin vreo 2015-2016, lucrurile sunt mult mai vechi decât atât. Păi, ba mă duceam să-mi plătesc telefonul și făceau niște fete un soi de flash mob prin buricul târgului, violatorul ești tu, m-am trezit peste noapte că sunt violator. Ba, pe la fereastra mea, că stau pe Calea Victoriei, au trecut mitingurile LGTB, unde scria, băi, scria pe pancardă jos companiile nu ne susțin, jos capitalismul. Ba, aflu că sunt xenofob. Per total, constat că există un soi de război împotriva omului alb și heterosexual. Da, e început de mai multă vreme și acum în ultima perioadă îl și resimțim. Știe că am bancul ăla, că era că, domne, vreau să fug din țară să nu devin obligatoriu, știi, la un moment dat. Și da, nu spun, doar că îl știi. Deci așa. Și chestiunea asta în care vin noi curente de gândire care sunt împotriva omului, naturii umane, înțelegi? Au la bază o dorință nu atât de a ne prinde pe noi în generația noastră, știi? Pentru că tu ai zis bine că ai observat de prin 2015 și dar că probabil că sunt mai vechi, că aveai nu știu cum în... Ideea în sine apare mai nou, undeva prin 2000, după 2000, deci odată cu intrarea în nou mileniu, a intrat și în propaganda asta în care... Se fumează la mine. Da, în care trebuie să accepți, nu numai că să le accepți, ca și cum era ideea, dar trebuie să ajungi să ți se pară normale și să faci, pentru că toate proiectele astea care sunt puse pe rol și care au la bază... practic niște doctrine care apar mai concret și oarecum publice pe la 1840-1870 și după aia se încep să se dezvolte, deci odată cu și cu zona fraților Huxley, deci cu mai cunoscut, deci Aldous Huxley, deci cu Brave New World. Da, cu minunata lume nouă, dar fratele lui a fost mult mai activ în zona asta de a crea un om nou, în zona în care, bine, nu era el singur și numai ei erau frații, ei proveneau din mai vechi, adică bunicul lor a fost avut un frate, Maxwell, care era foarte apropiat de Darwin și înainte de Darwin, deci erau teoriile astea care porneau că aveau la bază că omul, evoluția, deci omului, nu mai o poate face natura. Adică asta a apărut ca idee, că natura da, nu mai poate să-l ducă spre un om nou și asta pentru că populația crește geometric,
Și, mă rog, că susținerea pe hrană e într-o medie aritmetică față de geometrică, adică și ideile lui Malthus că nu se pot asigura resurse de hrană. Dar ei mergeau pe ideea că evoluția nu mai poate. Și atunci, tot ceea ce vedem astăzi apare din ideea primordială că omul trebuie să intervină în evoluția omului. Sună așa ciudat, dar că. Și atunci se creează niște elite, care elitele sunt definite. Atunci apar că trebuie să se creeze. Educația și secretele astea trebuie să aparțină unor elite, iar restul lumii trebuie să fie doar o populație care să accepte, să muncească, să producă, să fie limitată, să nu aibă la dispoziție o reproducere dacă nu e controlată și mai mult se pun bazele chiar de atunci, de la 1800 și ceva, ale eugeniei și transumanismului, în forme primare. Deci, eugenie prin intervenție controlată asupra ce se cunoștea de atunci, genetică și practic cum pot fi schimbați oamenii, care mai nou, evident, cu evoluția tehnicii, vedem unde a ajuns. Și, pe de altă parte, transumanismul, adică omul care nu mai poate el ca om doar singur să fie, trebuie să se unească cu mașina și să intre și în spații virtuale, pentru că numai în acele spații virtuale și o mașină devine el, dacă vrei, ca un fel de zeu robot om pe pământ. E bune, adică sună. Știu ce spui. Sunt în puse, există clar teoriile făcute. Și atunci, toată această fază care a început imediat după anul 2000, în care trebuie să fii de acord, pentru că toate elitele astea, când s-au înțeles și au pornit la drum, ele au fost transgeneraționale. Adică ei n-au zis, bă, rezolvăm într-o generație, vrem acum rapid. Deci ăsta e un obiectiv pe care ei și l-au impus pentru ei, copii, nepoți, pentru elitele lor care ar urma la un moment dat să. Un Așa, plan pentru pe că 50 de ani, probabil, ca la China, așa. așa urmau ei atunci să. Așa vedeau ei atunci, deja se vede într-o bază, într-o mare parte, că sunt niște elite conducătoare care dictează, pun președinți, așa. Și atunci ei, să știi că așteaptă și cu generația. Cu generațiile, adică nu e o chestie, băi, uite acum cât mai avem noi sau ce mai trăim, trebuie să le facă pe toate. Principiile astea și ținta ca să treacă în banal, în obișnuit, ca lumea să accepte și să fie de acord cu orice curent LGBT, dar nu neapărat asta, ci cu expunerea publică, cu sportivii transgender, adică se ajunge la o cultură în care. Politizarea ceea ce se întâmplă în dormitorul nostru, da. Da, dar se transformă într-o cultură, deci mai mult decât politică. Adică ea devine. Uite, dacă vrei să dau un exemplu, cum ar fi dacă din anii 1930, să zicem, 40, le-ai fi pus de acum filmele de pe la televizor în care apau aia cu scene de nuditate sau, nu știu, în anii 20, fuste scurte, defila una în chiloți pe acolo și care. Acum e normal, adică te uiți la un film de genul ăsta sau oriunde, asta. Asta se dorește ca lumea, adică generațiile noi, să vadă că transgender, că sunt, nu știu cum, lesbianismul e ceva obișnuit. Dacă observat că aici vreau să punctez față de ce ai spus, observa că în momentul de față și mie mi-a tras atenția, la un moment dat mai de mult cineva, că de-aia spun că e un pic mai de mult din 2015, la vremea mea mi-a tras atenția și am urmărit chestiunea asta ca evoluție în timp. A observat că nu mai există film în care să nu corespundă unui roadbook, unui de ăsta la Hollywood. Și a fost o știre dată în care Nu se apărea despre. aprobă bugetul, știu. Da, nu se aprobă asta și tot. Deci dacă nu conține o chestie ca să fie din toate rasele, da? Dacă nu trebuie să aibă să se pupe ori doi bărbați, ori două gagici. Dacă nu știu ce, nu vine un copil Albă care. ca zăpada negresă, da. Da, care vrea să fie un băiat să devină fată sau nu știu ce sau astea care sunt foarte aiure, adică să le promovezi și mai ales să le promovezi la modul în care
partea asta legată de homosexualitate și nu știu ce, pe mine personal nu mă interesează atâta timp cât și nu m-a interesat cât nu există, nu exhibă, nu apare peste tot și nu. Adică e treaba lor ce fac acolo. Nu asta ar fi problema. Problema mea e că în momentul în care vii cu o cultură, vrei să impui o cultură de tipul ăsta, care ține de transumanism, ține și de eugenie, deci în care consider că fiecare are dreptul să se schimbe, să se modifice cum vrea, să fie bărbat, femeie, ce dorește și tot, și să treacă peste astea. Dar mai mult, cultura prinde, face prozelitism, adică se duce, o să fie generații care o să consideră asta un lucru banal, cum ar fi să-ți iei haine sau să nu știu ce să faci. Și mai mult, dacă legislația merge în direcția în care să permită și adopția copiilor pentru cupluri de genul ăsta, pentru că atunci un copil care poate că altfel nu ar fi avut nicio treabă cu curentul, cu practicile. Da, cu tot. Este expus la tipul ăsta. Da, păi nu s-a făcut un studiu prin care a zis că 80%, deci doar 20% aproximativ, cifra mai exactă, pun 80 euro, doar 20% din copii scapă, cum ar fi de asta. Ei crescând între doi tați sau două mame sau nu știu ce, fetele, mai ales că și asta era concurent, că fetele, femeile lesbiene de regulă vrea să adopte fetițe și băieții, adică bărbații. Serios, dar asta nu știam. Da, da, da. Și au o chestie, adică treaba ta ce faci, dar nu. Și se merge, cereri sunt la nivel global. Și asta asistăm acum, adică ne uităm la treaba asta, nu pentru noi doi și la vârsta noastră se face, că la noi ei merg pentru. Da, e complicat la noi. Și toate astea care vin din urmă, care generații cărora asta o să li se pară foarte normal. Și o să-ți spun o chestie pe care am observat-o eu, și anume, odată am citit într-un studiu că în anii 60, când a fost tot boom-ul ăla de revoluții sexuale, muzică și așa mai departe, și care venea după cele două războaie mondiale, populația planetei avea undeva sub 25%, și cam atunci au apărut o grămadă de idei, astfel de idei progresiste, care ușor, ușor ele au intrat în pop culture. Uite, mie îmi place, dar uite-te la David Bowie, de pildă, știi? Este un exponat fix în... Da, da, David Bowie și era și în filmele lui, și în Hunger ăla, și în toate astea. Deci Andy Warhol și așa mai departe. Plus, din câte am înțeles, a intrat genul ăsta de propagandă, a intrat în mediul academic prin anii 90. Și n-au mai trecut decât 10 ani, când am ajuns din anii 2000, când am început să le încasăm cu toții. Da, da. Și chestia este, ți-am spus, ținta, deci finală este asta, în care o să ți se pară normal că te uiți la televizor și vezi pe ăla la aruncarea suliței că de fapt e un bărbat care concurează la femei, nu știu, sau... Asta a fost în Noua Zeelandă, anul trecut, cred, sau acum 2 ani, sportivul anului a fost declarat un fost halterofil, care acum era halterofilă și care normal a câștigat la feminin cupa. Deja se vorbește, deci în... Am văzut și eu acum 3-4 zile o știre de sport că să se sentințeze în Japonia. Japonia sunt niște țări asiatice, mă rog, era ideea acolo, care sprijină diversitatea de gen, de sex, de toate astea, că ar dori să facă ei o ligă de fotbal mixt, adică cum ar fi jucătorii să nu mai fie obligați să fie aleși în echipă pe bază de sex, adică ai fotbal feminin și fotbal masculin, și să facă echipe mixte, adică să joace femei cu bărbați, cu tot într-o echipă, și contra asta, și doresc să facă o ligă, de să apară liga. Ideea este că știrile astea, după aia a fost preluată, m-am uitat și eu de curiozitate, zic, băi, să vedem că e o știre care într-o zonă, mă rog, Ce spun ca jurnalist acum și de presă scrisă, mai ales cu asta, și acum, mă rog, online, ce m-a frapat este că știri de tipul ăsta, care, mă rog, și pe vremea când aveam noi presa scrisă și astea, au așa o chestie exotică și reprezentau, să zicem, un catch pentru cititor, să zic, să dai chestii de genul ăsta,
Asta e una, dar doi, domnule, sunt promovate la nivel planetar, deci pleacă, se Pop propagă. culture. Da, se propagă atât de puternic și de ziare importante și de tot și se reiau și se duc mai departe, peste nivelul ăsta de curiozitate sau de dezbatere, că aici puteți să zici, bă, păi hai să dezbatem, e bine să joace femei. Vezi, nu, adică nu se referă la faptul că femeile ar fi lesbiene sau bărbații homosexuali. Nu, spun că să fie deocamdată echipe de fotbal mixt, adică aia sunt femei normale, hetero. Știi că mai era o problemă și cu eliminarea concurenței ca să nu rănești sentimentele echipei pierzătoare. Da. Dar asta e un prim pas în care îți duce la extrem către ideea egalității clare între sexe, de care vor să o duce și spre transumanism, spre o chestie de modificări genetice. Pentru că de la natură, cum zic ei, adică nu, pentru ei nu există evident Dumnezeu, creație, nimic, ci există evoluție pură. Și în discursurile, dacă trebuie, du Harari și la toți ăștia care sunt astea, deci nu apare ideea de creație, ci este o evoluție și că evoluția naturii s-a împotmolit. Adică asta și că acum femeia trebuie să fie egală cu bărbatul, deci mai ca o creație în care păi femeia... Să facă să... pana la mașină. Da, și să așa și să și de aia unde îți țintesc, vezi, cu propaganda. Deci în fotbal, adică chestii, deci fotbalul un sport care de mare răspândire, da. Muzica se referă, da, dar până la muzică, deci fotbal și se referă la o chestie de fiind de fotbal, dar și de sport, sport implicând chestiuni fizice, că până acum evident, în chestiune fizice se punea problema că există o diferență între sexe, adică din punct de vedere intelectual, evident că e cu totul altceva. Dar atunci se prezintă propaganda subliminală, e domne, e în fotbal, e o chestie fizică, e o chestie nu știu cum, așa, după care o să fie, păi trebuie să accepți și de ăștia că își fac intervenții genetice sau nu știu ce își fac, ca să fie, domne, acum egal, să fie toți, să meargă către asta și acum ca să închid bucla de la ce ai pornit tu, și cu populația și cu numărul populației. Suntem prea mulți, da, Cică. Da, sunt prea mulți și asta trebuie să fie o chestie controlată. Adică de acum încolo, cine, ca la chinezi, ca la asta. Deci ai dreptul, n-ai dreptul să faci copii. În teoria asta există curentul clar în care copilul cuplului îl preia statul și îl crește și îl consideră dacă trebuie să aibă o educație sau nu să meargă sau nu trebuie să aibă educație și atunci trebuie să învețe minimum așa decât să devină un fel de sclav de ăsta cu creierul spălat și trebuie să fie control. Și atunci dacă există chestii cu astea cupluri cât mai multe homosexuale și toate astea, se rezolvă de la sine o problemă a înmulțirii. Adică asta e o teorie care merge și care, bineînțeles, nu e făcută pentru să câștigi acum generația asta. Ți-am spus că așteaptă foarte mult. Că nu poți să faci mâine să pui acum, nu știu, și pe indieni și pe toți aia să fie cu... Dar vezi, în țările alea, pe nu știu ce unde, reproducerea e controlată, așa, și în care merg pe idealul Harari și a mai multor. Eu tot spun de Yuval Harari pentru că e mai cunoscut din mediile astea de pe YouTube, am văzut de astea, dar sunt mai mulți care... Spun că astea trebuie să fie controlate și că trebuie să fie de tip eugenic, adică să, și momentul în care asta se alege copilul, se are loc fecundare artificială, neprubetă, cu astea, cu tot, în viitor va fi un pântec artificial, cum îl denumesc ea. Adică, deci, practic, nu mai e nimic astea, ci vor fi bănci de astea de sperme, ovule și nu știu cum, și se decide ce să faci. Și chiar se vorbește ca să fie de la naștere, asta este foarte, foarte înspăimântător, adică să fie de la naștere femeile, măcar fetițele, să fie sterilizate. Doamne ferește! Da? Pentru că vor fi suficiente în băncile astea de spermă și de ovule și de tot și mai ales odată cu evoluția celulelor STEM, asta e foarte tare, au făcut ei în laborator celule STEM care au devenit spermatozoi sau au devenit ovule. Și atunci au spus că ce să mai fie asta? Deci să fie, să nu mai existe cultura directă a viitorului, a sexului trebuie să dispară. Deci să fie practic asta. Și când se decide, dacă se decide la un moment dat mărirea populației, se face efectiv artificial, adică fecundare artificială, mă rog, gestație artificială, naștere în mașinării de tipul ăsta,
cu indivizi care sunt modificați genetic de la naștere, deci care sunt tocili, sunt, n-au nicio treabă cu nimic ca tot, și care stau într-un număr limitat, asta pe pământ, adică niște, practic niște zombi, așa? Și știu că sună spăimântător, sună așa, lumea, poate cei care ne urmăresc acum o să spun că sunt nebun, eu invit să citească și să vadă asta. Să-l vadă pe Harari, uite, revin la el, care a spus că omul este un animal hăcuibil, deci poate fi hăcuit ca și un computer. Adică că este deja, nu că va fi în viitor, deci este un animal hăcuibil și că trebuie făcută această chestie și că omul nu mai trebuie să aibă liberul arbitru. Este un ban care mi-a plăcut undeva prin 2060, da? Omul, da? Reprezentantul Bidenul sau Zelenskiul anilor 60 intră într-o discuție directă cu Dumnezeu și explică că nu prea mai avem nevoie de Dumnezeu și de serviciile lui nicicum, pentru că am ajuns la tipul de evoluție în care ne permitem să ne administrăm singuri și uite, cu niște spermatozoizi și cu o bucată de pământ reușim să facem așa un bulgăraș și facem ce și cum. Și Dumnezeu se uită și zice, da, foarte impresionant. Numai faceți voi asta cu pământul vostru. Dar ce interesant acum, deci în ultimele chestiuni, vis-a-vis de asta că se dorește omul Dumnezeu, va fi, acum tot pe bază de celule stem, dar și de nanoboți, deci niște chestiuni foarte mici, minuscule tot, care să vină în organism și care să te monitorizeze permanent în domeniul sănătății, să-ți repare și să țină omul cât mai mult în viață, ținta fiind a lor că omul trăiește până când vrea el. Adică de se înlocuiește creația lui Dumnezeu care îți dă proteinele, aminoacizii și toți aceia care Imunitatea și așa mai departe. îți repară organismul, imunitatea, tot și în locul lor trebuie să-ți umble prin organism niște mici device-uri, foarte, foarte mici, care nu mai sunt ca și mașinările moleculare. Mașinările moleculare sunt naturale, sunt cele naturale. Așa este toată știința care le studiază și care observă cum proteinele devin și ce fac proteinele și cum se întâmplă cu aminoacizii, cu tot asta în organism. Sunt așa numite mașinării moleculare, cele care vin, repară, scot, pleacă, așa. Și acum eu ajuns la concluzia că alea sunt prea proaste făcute, pentru că uite că te îmbolnăvești, uite, adică e tot din discuție că poate așa a vrut Dumnezeu sau să te facă, să la un moment dat trebuie să mori, adică și să-și duci viața pe pământ în felul ăsta. Și atunci spun că asta e nu e normal, nu e normal să fie așa. Normal este ca tu se naște ăla să fie sterilizat, că nu are nevoie să facă el reproducerea, trebuie să fie modificat genetic, ca de la început să știm ce rol îi dăm în societate, după care trebuie să-i băgăm în el niște device-uri ca să-l țină pe el în viață. Deci, practic, robotizează omul. Asta e faza, robotizează. O să spun. A, scuză-mă. Da, și merg la pe ideea că asta e întrebarea. Bă, dacă l-ai robotizat, l-ai spălat la creier și ăla nu face decât funcții de tipul ăsta, atunci când își va alege ăla? Deci, când, că ai zis că dispare și liberul arbitru. Da, deci când, chiar asta spun. Nu, domnule, omul trăiește până când vrea el, cum ar fi. De fapt, ca să nu spună că trăiește până când vrem noi. Este o discuție mai complexă despre ideea de fericire aici. Și mi-a venit acum, ascultându-te, mi-a venit în cap un exemplu, am văzut că tot îl citați și voi și eu vreau să vorbesc și eu puțin, acest scriitor deconstructivist francez, Michel Houellebecq, care are în posibilitatea unei insule, în posibilitatea Da. unei insule, este vorba de niște oameni care se clonează pentru că o viață, două, trei, patru, până la urmă a ajuns să atingi fericirea. Ceea ce nu se întâmplă în neam, dar există câinele Fox, care era un fox terier, care avea atrofiate toate instinctele sexuale și avea atrofiate testiculele și pur și simplu nu simțea niciun pic vreun tip de dorință sexuală, ceea ce îl făcea în permanență să aibă o stare de fericire. Și zic, uite mă, unde vor să bată. Da. Și în paralel cu asta, scuză-mă, zi. Nu, ca să închei doar aia ce, că să spui, să continui. Și asta definez, de fapt, în teorie, că omul, adică dacă te uiți la mine, la tine, nu știu ce, noi, de fapt, suntem niște mașinării, adică niște mașinării biologice, Matrix.
un sistem de scripeți, de pompe, vene, conducte, tabluri, adică de astea nervoase cu tot ce înseamnă. Deci, practic, suntem o mașinărie și pleacă de la mașinăria asta că inclusiv creierul, deci evident că neagă orice existență de suflet, creierul este cel care este practic un fel de microprocesor, ăsta poate fi hăcuit, poate se întâmplă tot și nu au ideea de bază a sufletului. Deși ideea lor asta, cum ar fi cu intrarea într-o lume virtuală, că vezi unde care atingi nemurirea, că al doilea curent tot al lor e asta cu lumile virtuale. Un curent ăsta în care te transformă fizic, în planul fizic te transformă într-un robot și mergi, dar și între ei există diferențe de curent. Iar al doilea este în care omul ajunge și trăiește, practic Matrix-ul, filmul, deci trăiește într-o lume virtuală. În lumea virtuală au loc întâlnirile, meeting-urile, afacerile, acolo se întâmplă tot. A venit cam repede cu asta, cu metaversul. Nu știu, Davosul eram deșert, nu știu ce să spun. Și da, și apare ideea că toate astea se petrec în lumi virtuale, acolo atinge omenirea. Dar care e legătura cu transumanismul? Pentru că se va putea să te încarci efectiv pe net. Adică în momentul în care tu din lumea cum vrei, deci îți faci un upload al conștiinței cu tot, intri pe net, intri cu avatarul ăla, deci cu... Deci vezi, apare ideea paralelă că nu poți te rupi când toate fazele astea de mesajele care apar și biblice și de... Pentru că, deci apare ideea că omul devine creator al unei noi lume, omul devine Dumnezeu, că asta e la baza tot timpul ideilor, omul Dumnezeu. Omul devine Dumnezeu într-o altă lume în care el poate să se ducă acolo, se încarnează când vrea el sau ce face el acolo. Și devine Dumnezeu într-o altă lume care poate să, dacă vrea, să atingă și nemurirea, pentru că este doar acolo. Dar din nefericire pentru el, totuși ca să existe lumile astea virtuale, ele fiind un cloud, așa, trebuie să existe în lumea fizică niște servere sau niște device-uri în viitor care să mențină în funcțiune această lume virtuală. Și atunci, practic, dacă vrei să o ai așa, este de fapt o luptă pentru câștigarea sufletului omului. Pentru că aici, dacă vrei să duci de parte ce spune tu aia cu Dumnezeu, știi cum, așa, când am zis că da, cu pământul, ideea în sine e, dom'le, dacă faci sau te duci în zona asta, sufletul, adică, păi, bine, suntem un sistem de scripeți, de mașinării, da, putem face analogia că venele sunt niște conducte, că sistemul nervos e un cablaj, că ce vreți voi, dar problema sufletului, adică e în discuție. Și evident că nu poți să faci o creație, creezi un om așa din nimic și dacă nu există mecanismul dat de la lume să-i pătrundă suflet, să vină, să nu știu ce, nu ai ce să faci. Adică e ca și cum ai face un computer dar care îl pui așa și îi bagi în priză, dar nu are nimic, nici somn, nimic, are doar BIOS-ul ăla de început și atâta tot. Și atunci lupta este evidentă pentru câștigarea sufletului, adică în momentul în care te transferi în metavers și îți încarci memoria și totul și conștiința și acolo chipurile pe sistem de algoritmi, de inteligențe artificiale îți preiau conștiința și o duc mai departe, este evident că e nu numai negarea sufletului, adică elitele știu într-un fel că există un suflet, există o voință care e o scânteie divină, care nu aparține creației umane. Așa. Și lupta e, dacă vrei, e pur și simplu diavolească, adică e câștigarea sufletului. Unde a apărut îngrijorarea mea a fost când a venit peste noi pandemia. Dincolo de faptul că a fost un moment într-o noapte în care stăteam la fereastră, tot Bucureștiul era închis în case și au trecut, de două ori au trecut sateliții lui Elon Musk. Odată i-am văzut, cred, de la mare și odată i-am văzut din București și am zis, băi, zic, cum am ajuns în viitorul ăsta brusc? Toată planeta e închisă în case și merg niște sateliți pe deasupra. Dar dincolo de asta, unde a apărut îngrijorarea mea, a fost să văd statele lumii din zona occidentală, din zona democratică, cum ar fi Noua Zeelandă, Australia, câteva din Europa, Canada, nu mai spun, care au devenit peste noapte state totalitare. Da. Și măgăria a mers până într-acolo încât niște oameni care s-au dus să demonstreze, da, nemulțumirile lor, zic, de Canada, le-au fost blocate conturile bancare. Poftim? Da, când a fost convoiul. Adică în China nu m-ar fi mirat, dar în Canada? Da, deci acolo, și mai ales că vreau să spun,
asta ei merg totdeauna pe teoria, facem doi pași înainte sau trei dacă se poate, să forțăm lucrurile bine de tot, să se stârnească o reacție unde se stârnește și după aia dăm înapoi, dar nu mai dăm niciodată înapoi înapoiului, adică unde era acolo unde trebuia. Și ai văzut că în Noua Zeelandă viza, uite, de fumat, da? Acolo se interzic chestii și în viitor, de se vorbește. Dar n-am avut prohibiția cu 100 de ani și n-am văzut cum a mers. Deci, ce se întâmplă în Noua Zeelandă? Uite, ziceai, îți dau așa ca o paranteză, ziceam de Japonia, să zici, băi, Japonia e o țară foarte dezvoltată, considerată evoluată cu toate alea. Ea se află, evident, sub control american, dar se află în zona aia de est, lângă China, lângă... Și fii atent. Ești cu Coreea de Sud singurii parteneri ai Statelor Unite. Da, da, am publicat azi, fii atent. Deci se discută la ei la japonezi, deci guvernul a venit cu ăsta în baza unui raport, care în baza unui studiu. Deci fii atent, o țin cu încălzirea globală și cu chestia eco acolo în Japonia, deși sunt, asta vreau să spun, lângă China, lângă ea care construiesc centrale pe cărbune, care poluează, n-au nicio treabă cu încălzirea planetei, cu toate fazele astea. Și Japonia ce face acum? Au un proiect de ăsta care trebuie să fie aprobat, prin care să-ți controleze aerul condiționat și sistemele de încălzire de la distanță. Deci, guvernul, acum, ce spun eu, nu că va fi... Da, da, da. Păi asta. Sunt și apometrele, nu trebuie să le mai dai la administrator, că se transmit în Bluetooth. Sau ce deci, fac. Acum, e în asta că guvernul să intervină, cum ar ce la Comaroni, în casă să fie, nu știu, 19 grade, ziua și 14 noapte. Că atâta să fie, doar dacă coboară temperatura sub astea în casă, tu să pornească alea de încălzire sau nu știu. Și deci toate sistemele astea, adică în Japonia, de pildă, aerele astea condiționate, sistemele de încălzire, oricum sunt controlate prin internet, dar sunt de către proprietari, așa, să fie acum controlate prin sistemele de net și wireless și toate fazele astea, controlate de către guvern, pe toată Japonia, adică e ceva înfiorător, deci când te gândești, și alături lângă ei China, de pildă, care, mă rog, e țară comunistă deja acolo, e cu credite sociale, adică acolo e, ăla e sistemul pe care și l-ar dori, o altă facțiune din ăștia, ăia poluează, n-au nicio treabă, ăia n-au nicio cu resursele, cu încălzirea, cu gazele, cu curentul, cu nu știu ce. Că, apropo și asta cu până la urmă, cu teoria asta, că o țin mereu, știi, deci toată Europa se luptă pentru chestiunea cu mediul, cu încălzirea globală. Cu mediul, da, toată lumea de acord sau cu încălzirea globală, cu tot. Știi, dar dacă te uiți pe glob așa și vezi cât de mică e Europa dar cât de mult spală creierii populației din granițele Europei, poate te uiți pe partea aia și vezi cât e de mică Europa și zici, cum bă, adică Europa asta așa mică rezolvă problema planetară, când în India, în China, în America de Sud, în toate alea, adică pe aia. Și mai ales când e o chestie, o altă știre de acum o lună era că în fine au terminat studiul ăla și au ajuns la concluzia că știi că a fost lockdown-ul ăla în 2020 când s-a oprit toată planeta 2 luni. Și erau știri de alea, ok, că mergeau cerbelanii pe stradă. Am văzut, da. Era și o memă că se vede Matrix-ul acolo, că s-a mai dus poluarea, se vede Matrix-ul. A, da. Și după 2 luni a pornit toată industria, toate alea la un loc, evident cu o parte de 20% din cetățeni care acum nu mai mergeau la un job, ci stăteau acasă. Erau cu cam 20% s-a considerat că a fost chestia asta în care după lockdown-uri au rămas să lucreze de acasă o perioadă. Ceea ce însemna că ăștia 20%, să zicem, nu mergeau cu mașinile, nu știu ce, dar pe de altă parte stai acasă, gătești mai mult, tragi grătare, nu știu ce faci acolo. Și fii atent, deci după când s-a reluat treaba asta, că asta a putut fi măsurabil, că nu se mai întâmplase în istorie să se poată bloca toată planeta, că de-aia mă întreb dacă nu cumva a fost chiar voită treaba. Că aduți aminte, se făcea lockdown pentru 12 morți pe zi sau ceva de genul ăsta, cât erau la gripa normală, sezonieră, și după aceea era faza bună, deci mai faceți lockdown că mor 500 pe zi. Așa, drumul în Noua Zeelandă. Da, și fii atent, a crescut nivelul de carbon pe întreaga planetă, deci când s-a repornit treaba, cu 5%, între 4,8 și 5%. Dar fii atent, 4,8 sau 5% a crescut carbonul, da? Adică fii atent, carbonul e oricum 4,5, între 4,5 și 6,2
în atmosferă în funcție de zonele globului, pe unde te afli. Deci 4,8 pune 5, poftim, 5,2 cât a fost la maxim, din 6% sau și 1 pe 30 sau nu știu ce. Deci, practic, ei ne-au dat știrea că toată omenirea asta cu poluarea, cu tot ce vrei tu, cu joburile, cu nu știu ce, că bine, poți să adau și ea 20%, că se zice, au rămas acasă și n-au mai mers cu mașinile. Deci toată asta s-a referit cum ar fi, adică e o chestie infimă, este sub 1%, deci din atmosferă, adică creșterea aia de care așa zis, poluare. Când e ca și, ca și cu economia pe care trebuie să o facem noi, să-i dăm una peste bot lui Putin. Da, și asta zic, și atunci totul este, n-ai cum să nu vezi că totul e pus artificial și planificat de unul. N-ai cum să nu vezi că guvernele sunt puse cu mâna, că alegerile nu mai sunt, că vine aia de afară. Cum era noi în România, nu știu dacă faci politică sau faci politică în podcast. Sunt atent, am început să fiu atent din nou la ce se întâmplă. Deci nu poți să nu vezi cum a venit aia de la Pentagon și l-a pus pe ciucă. Adică uite-te la fazele astea. Nu poți să nu vezi cum înainte l-a pus Câțu din ăsta, ministru cu offshore, bă, frate. Deci ministru și pe prim-ministru. Aurescu și așa mai departe. Dar să știi că astea sunt niște actori foarte, mie mi se par interesant puși. Vorbesc și de aceștia de aici și de aia de afară. Niște actori ai prezentului la care încep să mă uit cu toate mirările, cu putință. Spre exemplu, doamna, cum glumim noi și îi spunem, Ursula von der Pfizer, știi? Da. Adică rezultatele pandemiei și lockdown-ului se văd acum destul de... Nu știu, dacă există și o parte bună a pandemiei, este că... Și nu vorbesc aici de oamenii naivi, că oamenii sunt buni în general, am văzut, și sunt foarte naivi și creduli. E, până și ăștia au început ușor să se trezească, băi, ceva pute la nas în toată povestea asta. Da, da, se trezesc, dar știi care e faza? Că eu îți repet, deci nu noi suntem ținta, ci noua generație. Noua generație, eu mă uit cu groază, deci sunt nu știu ce. Cum le hață pe astea cu că trebuie făcut. Deci ei au plecat de la ideea că încălzirea asta globală este ceva nasol și că datice resursele energetice și cu tot că trebuie să trecem într-un sistem de energii regenerabile, verzi și cu toate astea. Și ca să înțeleagă lumea, deci e o bătălie foarte mare pe chestia asta de gaze. Deci de ce are loc și războiul ăsta în care se află acum? Gazele reprezintă, am mai spus asta, bateria pentru o baterie de magazinare a în ghilimele, a curentului electric. Deci curentul electric la nivelul unei țări, unui stat, nu poate fi înmagazinat, nu sunt baterii acumulatori de nivelul ăla. Sunt sistemele interconectate care se află în toată Europa, care se produce energie electrică și, practic, așa zis, vânzare și transfer de energie, nu are loc fizic, e punere la potențial, practic, e ca și cum ți-ai lua din baterii din anumite surse. Dar ideea este așa, gândește-te că vor să treacă către vânzarea și nu știu ce, de să ajungă la peste 400 de milioane de mașini electrice, numai în Europa. Păi, bă, 400 de milioane de mașini electrice în Europa... N-ai cum să le încarci. Da, dacă le-ai băga acum la încărcat, ai paralizat tot sistemul energetic european. De-aia e curentul ăsta masiv în Europa, pentru că și se dorește să fie transformați toți care au proprietăți case, nu știu ce, în prosumatori, să devină, să-și pună de-astea fotovoltaice și cu tot și astea. Și cum te poate termina să pui? Mărind foarte mult prețul de la curent, dacă nu devii și tu producător de curent, atunci te costă. Nu vrei să devii, te costă imens curentul. Asta e foarte simplu. Dar ca să ajungem aici la prețul ăsta, trebuie să creăm o criză. Ca să creăm o criză, cum e? Și de ce zic cu gazele și cu resursele? Sunt interconectate. Să-ți dau un exemplu. Hidrocentrale sau chestii de genul ăsta. Dacă... la un moment dat e prea mică cererea de curent, da, cobori generatoarele, toate alea, atâta curent se face, pentru că curentul electric cât îl ai, atâta se consumă, adică nu poți da, dai mai mult, mai puțin decât e consumul general, nu se poate magazina. Și atunci ce faci dacă îți trebuie mai mult? Dacă îți trebuie mai mult și cum o să fie până când devin toți prosumatori, când devin toți producători de curent, să zici că se asigură ăsta necesarul energetic pe curent pe toată Europa. Luăm doar Europa deocamdată, dar la fel e și în Canada și în Statele Unite. Așa? Deci până atunci resursele energetice, adică cea mai bună de a transforma imediat curent electric, de a face sunt centralele pe gaz, adică cele care ard imediat gazul, care bagă direct în alea, creează aburul, în vârf, pericele, alea tot. Și atunci, dacă există o cerere foarte mare, pe care nu poți să o asiguri, să zicem, din apa care vine, din vânt, nu e vânt, și alte chestiuni astea, atunci gazele devin, în ghilimele spus, acea baterie
care îți poate furniza curentul electric pe necesar, unde trebuie, cui trebuie, nu numai din punct de vedere economic, dar și geostrategic. Și atunci, pentru că în viitor ai nevoie de curent, de consum mare de curent și de înmagazinare de curent, atunci bătălia este pe zona de curent și pe zona de energii fosile. Toată Europa funcționează pe baza gazului rusesc, toată economia Germaniei. Funcționa. Acolo, deci funcționa, dar zic că cuptoare, chestii, deci tot ce înseamnă în astea, toată industria care mergea pe zonă. Ori ca să ajungi la faza asta și să creezi problema, trebuie să creezi criza. Și ca să creezi criza, trebuie să creezi această situație în care ne aflăm, care a început brusc și care nu avea legătură cu războiul, pentru că a început din octombrie anul trecut. Nu avea treabă deloc, nu avea cu asta. Dar vezi cum au fost pregătirile, adică numai la noi, la român, te gândești. Deci, domnule, l-au schimbat pe ăla că ăla a fost Mauru și a făcut datoria Câțu cu 120 de milioane de vaccinuri. L-au adus pe Ciucă numit de la Pentagon. A semnat ca primarul, așa. Da, au venit. Deci Ciuc ăsta, Câțu era de la Bruxelles. Au zis, gata bă, cu Bruxelles-ul, cu ăsta îl punem pe Ciucă al nostru. Și au venit aia de la Pentagon, stați aminte, s-au întâlnit doar cu Ciucă și cu Iohannis. Din momentul ăla a pus pe Ciucă, militar, deci se presupune că, mă, deci în octombrie este ceva anul trecut. Deci Ciucă presupunea... a fost ceva mirare, bineînțeles. Deci cred că se presupunea, deci domnule, deci știți voi ceva, începe războiul, da? Adică ne trebuie un militar. După aia, fii atent, anterior Ciucă a fost pe traseu în care s-a semnat tratatul cu Ucraina, tratatul militar al României cu Ucraina, care fusese blocat ani de zile, deci era nu știu ce. Numai Ciucă l-a deblocat când a fost și la negociere, a venit la minister, a fost să se uit pe traseu, a fost șeful delegației, s-a discutat în Turcia, nu știu cum. Iohannis l-a promulgat imediat, l-a tratat foarte periculos, pentru că în baza acelui tratat noi avem înțelegere cu Ucraina, deci s-a semnat anul trecut. După a venit Ciucă, l-a luat de acolo că și-a făcut treaba cu tratatul, l-au pus la guvern. Acum își face treaba cu, pe partea asta, la altă, cu războiul. Păi Iohannis, tot aia l-a face șeful BNO. BNO vine de la București, BU, și nouă, că sunt 9 state membre, care sunt Bulgaria, România, Ungaria, nouă, până în țările baltice. Cu Ucraina, cu tot. Dacă te uiți pe hartă, reprezintă ceea ce în teoria lor, a elitelor europene, reprezintă coridorul sanitar, adică coridorul care trebuie să îi separe pe ei pe Occident, să fie feriți de ruși, de estici, de agresorii de acolo și care trebuie să fie constituit. România este în centru, se află exact lângă Ucraina, lângă Marea Neagră, nu știu, România e placa turnantă a coridorului și a zonei BNO. De-aia pe Iohannis, de-aia a avut loc la București și pe Iohannis l-a făcut șeful grupului BNO. De-aia Iohannis s-a putut duce atunci că se întreba toată lumea ce caută Iohannis la Kiev cu Macron și cu Scholz, când a venit la București și l-a luat pe Iohannis. Pentru că Iohannis asta o să fie șeful coridorului sanitar într-o Românie cazarmă cu deștea care sunt la putere din zona asta și în care o să fie nenorociri pe nenorociri din punct de vedere energetic, economic, cu toate astea. Deci viitorul nu ne arată deloc bine aici pentru români, că românii se detașează și se uită mereu, lasă-mă că astea sunt la ei, adică, bă, transumanism, alea sunt la ei, bă, s-au vaccinat, nu știu că s-au vaccinat, e nu știu ce, noi românii ne-am descurcat, pe vremea lui Ceaușescu, am avut nu știu ce, suntem într-o fază de genul. Avem și un talent la treaba asta, adică faptul că la noi nu funcționează în general lucrurile ca în Occident, am observat așa pe larg, câteodată ne protejează. Păi ne protejează, că da, uite, fii atent, protecția implicită și neîncrederea românului în general, că e zis, domnule, Uniunea Europeană, euro. Păi românul nu are încredere, adică folosește euro doar ca că e monedă care dă o siguranță vis-a-vis de inflație, dar nu are o... Pentru că am spus asta, deci în 2019 sau 2020 s-a terminat un raport, știi că la un moment dat, prin 2014-2015, a fost un blocaj de ăsta de cash pe piață, nu se transferau, firmele nu primeau banii de la alții cu comenzile, cu materiile prime, era un blocaj de ăsta mare. Și atunci s-a estimat și s-a confirmat în 2019. E prea mult cash la populație sau? Da, dar știi cât? Fii atent. Deci după unele surse erau între... Nu poți să știi exact, că nu vine nimeni să-ți declare cât are la saltea. Erau între 54 de miliarde, fii atent, de euro și cel mai optimist 98 de miliarde de euro. Deci aproape 100 de miliarde la populație se aflau ca bani negri nedeținuți în bănci,
Bani care se văd și astăzi, oameni care nu au treabă, adică molurile spline, dacă te duci pe stradă și mai ales când era combustibil, bine, nici acum nu Stai, există. scuză-mă puțin, tu spui bani cash care nu erau în bănci. Da, nu sunt în bănci. În bănci, fii atent, sunt 100, acolo știm, sunt cam 114 miliarde. Uh-huh. Atâta dispun în realitate. Băi, la mine nu erau, din păcate. Când transferă, fac astea și împrumuturi și tot asta. Și românul, fii atent, ai văzut, 96%, cea mai mare cotă din Europa, de proprietăți. Da? Deci românul, 96% au din teritorii, apartamente, nu știu, sunt în proprietate privată. Păi este important, pentru că am observat la nivel global, cred că am văzut un promo din Australia în care se explica foarte frumos că în momentul de față poți te duci să lucrezi de oriunde și că nu mai e obligatoriu să ții proprietate. Păi când ai o populație care nu are proprietate, este mult mai simplu de manipulat, pentru că ai crescut brusc chiriile și i-ai omorât. Da, da, stai puțin că asta cu proprietățile. De-aia spun că România devine un stat țintă și că nu o să fim așa relaxați, pentru că cash-ul ăsta imens la populație e anticurentul globalist care vrea să scoată cash-ul de la populație, care vrea să introducă moneda digitală cu tot. Deci nu moneda virtuală, adică în sensul că îți faci cumpărături online și că ai credit. Aia știe toată lumea. Introduce portofelul digital, moneda digitală, portofelul digital ca un CNP digital. Cryptometrix, îi mai zice. Da, și în momentul ăla în care toată lumea are alea banii pe, în portofelul digital, în acest safe digital, și din care cheltuiești și care e controlabil. Adică banii aia nu mai... S-ar putea să nu ai voie să câștigi chiar mai mult decât un prag. Nu numai că n-ai voie, dar se pune problema ca ei să aibă un termen de expirare. Adică dacă tu nu-ți cheltuiești banii, nu știu, 3 luni, 6 luni, nu știu ce, nu se reportează, ci expiră ăia. Și tu stai mereu cu banii pe care îi faci. Adică e ca... Deci se discută foarte serios treaba asta. Doi, e un element de control, adică împreună cu genul ăla. Deci să zic ce, uite, era pandemie. Să spun, băi, ne vaccinați, nu știu, nu le funcționează portofelul digital decât între orele cu tare, cu tare, ca să zic că limitezi, că atât îi duci la magazine. Sau, ăia ne vaccinați, nu mai stăm să le facem control la intrarea în cârciu. Da, care intrat... inventăm trocul. Da, ai intrat într-o cârciumă, nu-ți merge ăla, nu mai pot. Asta merge împreună cu sănătatea, cu microroboția de care spuneam, care transmit și spun că, uite, comaronii are colesterol sau... Comaronii a fost la terasă și n-au l-au lăsat să bea mai mult de 3 beri. Da, mai mult de 3 beri. Doi, îți raportează roboțelul că începi să te înveți și că e un pericol, așa că te înveți. Doi, că... Te așteaptă jandarmeria afară, preventiv. Da. Și te duci la magazin și vezi că la casă nu te lasă să mă pui înghețata, de pildă. Că zice că ai colesterolul. Păi asta sună ca ajungem cam China pe credit social. Adică evident, evident. Ceea ce presupune că Occidentului, după cum a spus și tâmpitul ăla, că n-am cum să-i spun altfel, de Trudeau, băi, nene, în China se mișcă lucrurile mult mai repede, pentru că nu așteptăm, nu ținem de vot, nu ținem de nicio poveste de genul ăsta. Deci asta cu proprietatea, la ce spuneai tu, este elementul central al teoriei, al asta, a patra industrializare, a formului economic mondial, al lui Schwab, mă rog, care ai văzut, care s-a lăudat că toți băieții ăștia, Trudeau, Macron, toți ăștia care promovează toate astea, sunt, vin din pepiniera lor la forumul, ceea ce e adevărat, i-au făcut cursuri și toate alea tot la forumul ăsta economic mondial. Și acolo e deviza clară, este nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Asta înseamnă, de unde vine asta? Deci că ai deschis tu subiectul cu proprietățile astea, când ziceai că te duci într-o parte de asta și că nu mai ai nevoie. Pentru că se merge pe economia circulară. Deci economia circulară este aia în care tu nu ai nevoie și nici nu vei mai avea voie și nevoie. Deci ai doar portofelul ăla digital. Și zici, bă, unde? N-ai casă. O e cu chirie. Cât îți trebuie? Două camere. Bine. Vrei televizor, nu e din proprietate, te duci și îl închiriezi cu, nu știu, 10 euro pe lună. Ce-ți mai trebuie? Șifonierul, pac, 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 asta, 5 euro, 6 euro, 10, dai și per total pe chirie, pe toate alea, pe nu știu ce. Bine, noi vorbim în euro, o să fie tot... Da, s-a făcut un, să faci un coș. Da, un sistem de credite sociale care, dacă nu ești în regulă, ți se iau alea sau nu știu ce, ți ia netul, mă, ți ia calculatorul, că zice că fac eu emisiuni cu tine și că propagăm nu știu ce idei care sunt împotriva liniștii publice și ia netul, computerele din casă, tot. Astea sunt, dar fii atent, astea sunt trecute la ei. Adică cine vrea să se ducă, să intre la forum economic
mondial, să intre la asta și să vadă că acolo în bază se deruleze a patra revoluție industrială și acolo se vorbește de omul mașină, de toate astea aproape de le-am vorbit noi. Și economia asta circulară presupune mașină, n-ai în proprietate. Mașină, ai o aplicație, te duci pe stradă către cea mai apropiată, te urci în ea, ai plecat cum ea, cum a trotineta aia electrică de mergi pe ea. Și totul are la bază că de fapt facem, e pentru planetă și eco, că vezi că totul are o chestie nobilă și e toată Da, faza asta. drumul către iad este pavat cu bune intenții. Da, că spun că, domnule, noi facem prea multe deșeuri, prea multe astea, pe tot, de ce au toți mașini, toți astea, atâta tablă, atâta chestii de genul ăsta. Și ai văzut că merg către, dacă acum 15 ani, 10 ani, uite, telefoanele mobile, de pildă, erau reparabile în proporție de 80%, adică care 40% puteai să-ți faci tu, scoteai Trebuie bateria, să-i schimb bateria, da. puteai să desfaci patru șuruburi și tu și schimbai placa de bază, era nu știu ce. Acum, fii atent, în 84% nu mai sunt reparabile. Adică, deci telefoane, Android, iPhone, toate alea, nu știu cum, sunt capsulate, sunt nu știu cum, în general dacă intri în ele, așa. Iar pe de altă parte, mașini de spălat, televizoare și cu toate alea, se strică, se fac, se termină când ies din termenul de garanție. Dacă Asta e aia cu teoria becului, că s-a făcut becul care ardea tot timpul, este și un bec prin Anglia undeva care arde de vreo 100 și ceva de ani, dar nu mergem așa, ele trebuie să se strice, că na, atunci se duce industria în dacă cap. nu se strică în mod normal, trebuie să se uzeze moral, adică trebuie să venim cu alte chestii și să facem marketing, propagandă, nu știu, către alte sisteme ca să zic, bă, mi-l arunc eu singur că nu mai e și mă duc și mi-o altul. Și atunci ai merg pe ideea că deșeurile astea imense se acumulează pentru că nu mai pot fi reparate, se strică, nu știu ce, alea, mașină, prea multă tablă, toate fazele astea care sunt în detrimentul planetei. Și atunci pleacă de la teoria că omul nu mai e el individual, adică chestia aia care era absolută creaționistă, că omul e în centru și omul are dreptul omului, dreptul, nu se cheamă dreptul oamenilor, e dreptul omului. Libertatea cuvântului, libertatea de exprimare, asociere, de asta cum zice, nu transfer, zi, cu turismul, să umbli, adică ai dreptul să umbli. La libera mișcare, da. Așa, da. Deci toate astea sunt niște drepturi care erau pentru om. Și de-aia omul era lezat. Era by default. Că vine statul și intervine asupra lui prin chestii de constrângere. Asta Și m-a atunci. și amuzat pe mine, m-a amuzat cu ghilimele. Zic, băi, statul de obicei știu că mă caută când am să-i dau bani și cam atât. Da. Acum mă caută și cu siringa, știi? Zic, bă, Da, păi... și mai ales era aia celebră că totdeauna e bine să fii tu dator la stat decât statul la tine, știi? Și acum se schimbă. Deci era de bază chestiunea asta. Acum, teoria în a patra revoluție industrială este că omenirea e ca un stup. Deci nu mai e tu. Adică tu trebuie să te supui colectivității, pentru că acum totul nu e pentru binele omului, ci pentru binele Binele colectivității. comun. Atunci avem Asta e o asta. Ce? teorie mai veche, oricum, Da, e mai veche. și care încalcă by default tot ceea ce presupune ideea de drepturi ale omului. Evident. Și deși s-a constatat că totdeauna în istorie, omul, oarecum societatea respectivă a funcționat cât a funcționat perfectibil, bine, cum ne bine, când omul și nu colectivitatea erau puse în centru. Când omul care avea liberul arbitru și făcea. Și atunci ai fi atent, merg o treaptă mai sus față de ce spui tu cu teoria veche. Acum ei unesc omul stup, adică această societate care toată trebuie să funcționeze, că asta dorește transumanismul, eugenia și cu tot, că societatea ăia, cum sunt ca albinele lucrătoare, știi, ca un stup care asta, dar fii atent, le unește cu planeta. Deci un ecosistem în care omul nu mai e parazitul, în care vine să facă asta, ci omul este. Deci pleacă de la neagă orice idee că pământul i-a fost dat omului, că evident că e evoluționism acolo. Și atunci merg pe ideea că planeta e sănătoasă dacă asta funcționează ca un stup, dacă e ca cu albinele, cu tot. Și pentru binele planetei e pe primul loc, trebuie să luăm niște chestii. După aia, pentru binele comunității care trebuie să vină, trebuie să aibă societatea. După aia, fii atent, după aia, binele grupurilor de identificare, care le vezi acum, LGBT, alea, așa. Și pe ultimul loc e omul în sine. Așa că de-aia, de pildă, în pandemie, ai văzut că nu mai conta libertatea omului dacă alege, bă, mă vaccinez, nu mă vaccinez, și atunci lasă-mă naibii să-mi fac aceeași chestie, că e riscul meu. Eu
am treabă. Nu, era, bine, o să mi se zică că era riscul că îi îmbolnăvei pe alții. S-a dovedit că nu avea nicio S-a legătură. dovedit Ei că nu, da. au venit acum cu vaccinul și au spus că ăla nu o prea E transmite o așa. treabă și aici am constatat, este mult mai simplu să păcălești pe cineva decât să-l convingi că a fost păcălit. Este fantastic cum funcționează regula asta. Da, și chestia în sine este numai că asta funcționează perfect, dar ea face parte dintr-un plan, adică pentru că să nu-ți închipui că brusc acum de la fact checker și aia și cu toate alea s-a dat liber la studii și care să vină aia să-mi spună nu știu cum cu asta, știi? Ei n-au spus din capul locului de ce ascundeau, deci era fabulos cum mii de oameni de știință, unii laureați de premiul Nobel spuneau o chestie, nu se comunica. Presa main, toate alea plătite de guvern, de toate Omul astea, nu. care a făcut, care a dezvoltat tehnologia vaccinurilor pe ARN și care n-a fost de acord cu ce a făcut Da, Pfizer, Rudolf Malone. a comentat asta pe Twitter și au suspendat contul. Da. E un Bă, exemplu. și acolo e de discutat cu că el a inventat sau. El a avut ideea în sine. A fost un colectiv întreg care până la urmă a ajuns Da, la nu treaba. vorbeam de cenzură. Adică stai, Da. poți să am dreptate sau poți să n-am dreptate, dar sunt o opinie avizată. Domne, l-au cenzurat pe ăla, pe Luc Montagnier, ăla care era laureat de premiul Nobel pe sisteme de virus, HIV, toate fazele alea, a și murit. Asta de bătrânețe, nici nu se știe bătrânețe, alții zic că ce au făcut ăștia, nu știu. Bă, dar asta a făcut o chestie esențială, să caute lumea pe YouTube. Ăsta a reușit să teleporteze un virus, nene, în apă. Nu știu dacă știi asta. Deci Luc Montagnier, Nu, nu știu. pe lângă toate astea, cu HIV-ul, cu studiile, cu toate astea, a teleportat un virus, virus tot de tip ARN, e pe YouTube, e de documentare în franceză, dar se înțelege, e cu asta, printr-o linie telefonică. Fii atent, foarte interesant. Deci a avut loc de la Milano la, cred că, nu știu, că parcă cu Germania era ce. Nu contează, la Milano a apărut virusul. Așa. Și în apa respectivă, deci ăsta a făcut studii pe apă, pe chestiile astea, cu memoria apei, cu tot. E mai cunoscut în punctul ăsta de vedere decât și studii mai avansate decât partea cu HIV-ul. Dar era specialist și în astea cu virus. Și bă, deci în apa aia nu știu ce a făcut și a luat virusul de acolo, din aia, pe linia telefonică cu toate alea și s-a, bine, cu niște device-uri, aparate, nu știu, adică nu era el paranormal, adică să nu înțeleagă lumea că a pus ăsta mâna pe A apă și dezvoltat o tehnologie. la telefon și nu știu ce a făcut. Și dincolo, în partea altă, în apă, tot în apă, convorbirea, adică nu era o convorbire telefonică, poate m-am înțeles greșit, era pe o linie telefonică, adică era o conexiune telefonică între cele două device-uri, poftim. Dincolo s-a materializat virusul. Ceea ce, dacă asta făcea Montagnier în Asta nu e un 2000, tip de teleportare? ba da, păi dacă făcea. Nu, nu e chiar teleportare, că virusul ăla nu dispăruse din partea aia, adică n-a plecat de acolo și a ajuns acolo. Ci practic l-a multiplicat Copy-paste, da. pe o linie telefonică în aia. Mergând, el a mers pe ideea că apa are memorie, că e ca un computer universal, că are nu știu ce și care are chiar inclusiv proprietățile de a susține viața în forma, normal că de a susține viața, că bei apă și nu mor, dar zic că de a susține apariția vieții. Așa. Și virusul, deci e privit, virusul e o chestie care nu e vie, știi, e o discuție mare, dar nu e vie. E o unitate de informație, adică este o structură informațională a ARN, deci o singură spirală de ARN, nu e ADN ca HIV-ul de pildă, și e de ca un gem așa, ca o singură de aia de spirală și e învelită într-o lipidă și are țepii aia. Deci, tot el și cu asta au venit, făceau parte dintr-un grup foarte interesant care spuneau că virusii, aceste unități de informație, intră în organism, fii atent, ca să te updateze, să te upgradeze. Adică era ca și cum tu ai avea un stick acum la care trebuie să vii să-ți faci update de soft sau nu știu. Adică, celulele tale din interior, evident, lumea își închipuie că când ți arată la microscop celule, le vezi în lumină, le vezi frumoase ce sunt acolo. Ele sunt într-o beznă totală în organismul tău. Celulele din interiorul organismului comunică una cu alta cu nu știu ce, deci poți să zici că e un lanț prin sânge, după aia comunică doar în interiorul organismului. Nu comunică cu exteriorul. Și atunci evoluția în sine și upgradarea care apar cu toate astea se produce prin virus. Virus, în mod normal, la un organism sănătos cu imunitate, nu știu ce, se duce și updatează, upgradează softul și anumite chestii, că pătrund în celule acolo
au treaba cu multiplicarea și cu tot ca să se răspândească, să duc mai departe și tot, până la un moment dat în care face un upgrade informațional, după care este eliminat din organism, sistemul imunitar se ocupă de treaba asta, alți virus sunt păstrați în memorie ca să se știe că a avut loc update-ul și că nu știu ce. Pe când, dacă organismul e slăbit, e terminat, e nu știu cum, cu alte forțe de asta, sau organismul nu mai funcționează, e la o chestiune de genul ăsta, atunci update-ul ăsta se poate să nu mai fie oprit, să aibă loc oprirea lui, să fie o chestie necontrolată în care el se răspândește în organism și se ducă până la omorârea gazului. Și atunci toată asta prin respirație, răspândirea virusului în comunități, în toate de se ajunge la ce numeau imunități de turmă, există natural prin acești virus care sunt unități de informație care de fapt reprezintă internetul, dacă vrei, interuman din zona asta. Și atunci, dacă Montagnier cu ăștia gândeau de tipul ăsta, au făcut experimente de tipul ăsta. Și eu am auzit la conclusia, bă, poate nu era chiar teoria conspirației că dacă în 2007-2008 că a teleportat ăsta virusul prin apă, pe linie telefonică banală sau nu știu ce era cu începuse prin 90 și ceva idee în sine și primele experimente, gândește că în 2019-2018 la ce performanțe de teleportare sau copiere, cum să zicem, ale virusului, că poți să-ți apară la anumite comunități virusul direct, deci prin aia. Și atunci poți să zici, bă, poate nu e așa o teoria conspirației cu alea, cu antenele 5G, cu nu știu ce, telefonia mobilă, pentru că să spun de ce. Corpul tău este, cât e? Expus la, da. Nu? La apă. Păi dacă tehnologia era la că printr-o linie telefonică a dat de la Milano la, nu știu, să zice, Hamburg, nu mai știu, să se uite lumea, o să vadă unde. A creat virusul brusc din nimic în zona aia de apă, atunci de ce să nu merg eu? Bun, e teoria conspirației, dar eu ca jurnalist de investigație pot să-mi pun problema, să zic, bă, da, pot să zice că nu s-a făcut. Nu s-a cum făcut. Se spune acum că diferența dintre o conspirație și adevărul gol-goluț este de 6 luni, max. Da, așa. Și deci eu pot să pun întrebarea ca jurnalist, să zicem, bă, nu s-a folosit treaba asta. Bun, dar zic, bă, da, nu se poate folosi? Adică eu vreau să intervin asupra nu știu cui. Și atunci, băi, bag ăla, nu știu, în virus, ce fac. Da, nu trebuie să mă duc să-l mai înțep cu umbrela, cum s-a întâmplat. Sau, nu, și știi de unde a mai apărut problema asta care mi-a ridicat semnele de întrebare? Pentru că după zona Wuhan, deci unde a fost toată chestia cu Wuhan, virusul nu s-a răspândit. Bine, o să-mi zică unii, păi zburau linii aeriene, chestii. Băi, știi care a fost următorul focar de la de care nu s-a vorbit și cu asta? Și e documentat, e până în Iran, nene. Deci de la Wuhan în Iran, deci focarul 2 era în Iran și fii atent în fază tare. Bă, în Iran i-a ras pe toți aia din ăla, parlamentul ăla religios. Nu pe toți, 20%. Am văzut că a ajuns și niște triburi de alea prin Amazon, Dumnezeu știe pe unde, dar a ajuns. Și deci atunci, bă, lasă-mă să mă întreb. Deci dacă nu era după Wuhan, vine în Iran, acolo îi bușește pe aia sau nu știu ce. Cum e cu virusul ăsta? Adică pot să mă întreb ca jurnalist de investigație. Bă, dar nu veți folosi oare tehnologia asta să băgați? Nu neapărat virus, știu ce mai poți să bage acum. Dacă aia se făcea, ți-am zis, între 98 și 2006. Am fost atent în mare la poveștile astea cu AI-ul și cum funcționează el acum. Și era o chestie pe care o spunea, și ajungem la acest personaj, era o chestie pe care o spunea Elon Musk, care mi s-a părut de bun simț. Zice, băi, ai un om care este paraplegic, știi? Poți să-i pui un chip în cap și tocmai ca un televizor vechi, îi arzi o palmă în cap și atunci pur și simplu își revine, pentru că îți dă niște impulsuri electrice. Mi s-a părut o chestie de bun simț. Versus, băi, nu știu dacă aș sta, mă rog, n-am această problemă, slavă Domnului, dar nu știu dacă aș sta să ar fi ok să-ți bage cineva chipuri pentru orice problemă de sănătate ai și să-ți facă de acolo update-ul și probabil că aici să se ajungă. Nu mai ai tu un extraveral, da? Că te rezolvăm de la distanță, de la clinică, direct. Da, îți dai seama că dacă îți face conexiune de tipul ăsta, ești foarte rapid conectabil la o rețea wireless. Cum la fel, toți ăștia de hidrogel, nano, nu știu ce, care se vin și construiesc în tine diverse componente care ajung în nanoroboția care sunt sintetizați, au ajuns la performanța că ei ca stup, deci în organism, toți se pot conecta wireless și pot fi controlați, că stai și scopul ca să-ți
Deci că să fii legat, tu ai rest la alea. Adică tu nu te mai duci la spital, ci ai spitalul cu tine. Cam asta. Da, da, da. Îl ai la purtător, spital. Și atunci ăstea trebuie te controlezi și zice, bă, nu te poți controla tu prin aplicație, că nu știi ce. Și atunci trebuie să te controleze aia. Deci inteligența artificială te controlează pe tine și interiorul tău și tot, și creierul tot prin mecanismele care umblă prin tine. Pe de altă parte, cu Elon Musk, deja i-au realizat sutura, legătura între cu firele alea foarte mici, între celulele nervoase de și... transmis impulsul electric, da. Ca să facă portul de intrare de, pentru chestiunea asta. Numai că acum sunt niște experimente care au loc, dar ei și-au spus treaba asta, că ei vor să meargă până la implantul în care conexiunea nu e una fizică în care vin și bagă un computer, ci îți implantează o chestie care să te lege de fapt la, la mașină wireless, adică să ai legătura wireless. Și că viitorul va fi, nu că... Deci odată ești conectat, chipurile, pentru sănătate de ăștia care mișcă prin tine să te facă bine mereu. Citeam o demență că vor să-ți bage la o adică publicitate în vise. Oh, asta n-am auzit, dar mi se pare... mi se pare... Băi, nu e departe. Am o vârstă, da, aveam o discuție în particular cu cineva, cu telefonul pe masă. Sunt un pic paranoic, dar cred că e semn de sănătate. Și aveam telefonul pe masă și vorbeam despre prostată. Înțelegi? Urmă, la un moment dat, când am intrat în feed-ul de Facebook, aveam publicitate la diferite medicamente care să-mi rezolve problema. Am pățit-o cu fiul, deci într-o discuție, și după aia eu cu un avocat. Deci vorbeam cu un avocat despre, nu știu, chestiuni imobiliare, acum vreun an, despre o criză imobiliară, nu știu ce, ăsta căuta un sediu, era nu știu cum și... Dom'le, vorbeam de niște chestii de astea cu imobiliarele, că dacă să și ia în zona Pieții Decembra, în altă parte, eram, și tot vorbeam de chestiunea asta. Și mie mi-a apărut după aia pe Facebook, în asta reclamă, numai nene cu case imobiliare și în zona Decembra. L-am sunat pe ăsta, să-i zic, bă, nene, ia, uite-te și tu, intră. Și el avea la fel. Adică nu erau doi. După aia am vorbit cu filmul despre niște Adidas și încălțări, nu știu, care el vrea să și le ia. Și avea, nu știu cum, mie mi-au apărut și lui încălțările respective. Dar prima dată când a fost, că n-am fost atent la asta, prima dată a povestit micuțul ăsta, stand-up-ul. Deci a povestit, lua el avionul cu nu știu cine era și se ducea, avea un spectacol la Londra, parcă, sau nu știu cum. Și a discutat tot așa cu telefonul, cu astea, că, a, bine, toate astea, deci am zis, cu avocatul și cu tot, erau evident în prezența telefonului. A discutat nu știu ce și a apărut după aia când a aterizat și a închis telefonul și când a aterizat, au apărut primele lucruri, erau cu reclama la respectiva chestiune. Dar asta nu e o noutate pentru că ei spun, recunosc practic că vând omul ca pe o marfă pentru o agenție de publicitate și gândește-te vis-a-vis... La sub un dolar, că asta mi s-a părut, da. Sunt pacienți, dar atâta valoră. Da. Și gândește-te că după 9-11... apărusele toate alea de care acum nu se mai vorbește, cu sistemul Echelon, știi? Ăla care prin sateliți, prin tot, supraveghează toate convorbirile telefonice, toate conexiunile pe cuvinte cheie. Aici a dat Snowden pe goarnă. Da, pe cuvinte cheie, adică dacă era terorism și spunea că domnule, o să fie o siguranță planetară, că sistemul ăsta e atât de bun încât... Și gândește că atunci nu erau smartphone-uri, nu erau de-astea, ca să zici, adică la ce performanțe s-a ajuns acum, dacă e atunci prin sateliți și linii telefonice. Că se iau prin GSM, prin triangulația aia care se face. Da, și prin toate alea, prin convorbiri telefonice pe linie, că erau atunci și câte erau pe GSM, că nu, atunci doar puteai să vorbești sau să transmiți SMS în 2000-2001. Nu intrai pe net. Mi se pare că intrai pe net aia primară a avut-o după 2005, aia în care era un fel de browser la primar și nu știu ce. Dar deci dacă puteau să o facă atunci cu astea, gândește-te acum cu ce, la ce performanță au ajuns. Sau gândește-te la ce sistem de inteligență artificială global s-a ajuns, pentru că pe mine ăla mă înspăimântă, să știi. Mă spământă faptul că din 2018 sau 2017 nu mai poate fi oprit și reversat sistemul ăsta global de inteligență artificială. Adică când s-a constatat, în ce spun ăștia de la
a lui Schwab cu a patra revoluție industrială, că cu The Internet of Bodies, știi? Care reprezintă toată internetul creat și de omul mașină, dar și internetul casnic. Adică cum ar fi, toate sunt legate la internet. Frigiderul ăla de spălat, aspiratorul ăla de merge singur. Toate alea. Dar nu în sensul la aplicația ta, ci sunt legate, ele constituie, sunt într-o rețea globală. Adică nu că l-ai tu și că apeși pe ăla și comanzi să pornească aspiratorul. Așa, de Internet of Bodies, Internet of Things. Ai vorbit ce nu trebuia, aspiratorul nu mai merge două luni de zile, e cel mai mic. Da, ce ați de zis. E, și chestiunea asta în sine, ce mă înspăimântă pe mine este că în 2017, spre final, s-a constatat că inteligența artificială pe care eu experimentam tot a devenit globală. Adică nu că a devenit conștientă, cum era acum, că vezi cu Google, ăla de la Google, că a zis că nu știu ce, a devenit globală, adică a devenit algoritmul respectiv care controlează deja oameni, camere, video, ascultă microfoane, ce zici tu că vorbești de alea, nu știu cum, este deja global și nu mai poate fi reversat, nu mai, adică poate fi oprit doar dacă se oprește total, tot internetul, tot se blochează, se termină, nu mai e pornit, nu mai, nu știu ce. Deci din 2017 sau 2018, aici trebuie să văd, s-a atins această singularitate, deci care, în care inteligența artificială ea preia controlul în zona asta, nu mai poate fi oprită. Și atunci întrebarea e, cine are controlul acestei superputere, unei fiare, dacă vrei, apocaliptice? Să știi că am văzut niște canale pe YouTube care îți generează muzică automat, făcut în AI. Tu practic ai băgat algoritmii și vorbind strict de muzică, păi au ajuns la nivelul la care bagă armonii. Da. Înțelegi? Și au acolo un pattern și ăla funcționează. Sunt tablouri și imagini pe care ți le fac pe bază de inteligență artificială. Și atunci este că nu cine deține în sensul ăsta, că ce grup de interese deține această inteligență, adică cine poate să-i comande, pentru că dacă poate să comande cineva aceste inteligențe globale, care la rândul ei are legătură cu inteligențe artificiale particulare, cu toate alea, cu tot în acest super web, cu toată faza asta, e vorba cine poate să, pentru că tu ai urma în viitorul lor să fii conectat la acest web, prin ce umblă prin tine și cu creierul și cu toate astea, să fii conectat la acest web, la această inteligență artificială care vine și domină, și atunci se pune întrebarea, păi ea cine o controlează? Adică știi că e o discuție, că se ajunge la un moment dat că e incontrolabilă. Asta e teoria și pericolul din 2017 încoace. Sau dacă sunt anumite grupuri de interese. Asta spunea și Elon Musk. Da, sunt anumite grupuri de interese care o pot controla și determina, tot să aibă controlul asupra omenirii, să intervină, să facă nu știu ce. Și atunci, către asta părerea mea că e către asta ne îndreptăm, pentru că nu se poate ocoli. Deci nu poți să faci. Adică omul a demonstrat că nu e o chestie și nu e o treabă utopică, așa, care zici, bă, omul stăpânește această inteligență artificială numai în beneficiu, folosul propriu și cu toate la un loc. Este evident că cineva va avea totdeauna interesul să domine oamenii, să-i stăpânească, să-i pună, să facă și să facă. Întrebarea mea este următoarea, și anume, trăim vremurile în care cu cât evoluează tehnologia mai mult, cu atât politica statelor devine, în opinia mea, din ce în ce mai feudală. Și peste toate astea avem acești actori ai prezentului și unul dintre ei pe care eu personal găsesc foarte interesant, mă rog, ca și multă altă populație de pe glob, pe Elon Musk. Și uite ce se întâmplă cu Twitter-ul acum și recunosc că totodată mă întreb, mă, omul este un personaj for real în zona asta de libertate de expresie care este sfântă, dacă mă întrebi în orice idee de libertate, punct. Sau este vreun cal troian al așa zisei noi resetări? Teoria de bază, adică normal, că față de ce se vede, că ce se vede, zici că Elon Musk e un erou, e practic și haiduc și erou și tot ce vrei al planetei, dar și ciudat și cel mai bogat om al planetei, adică cu eroismul și cu haiducia a ajuns și cel mai bogat, când este evident că dacă nu aparții grupurilor de interese elitiste, dacă nu ai structuri în BlackRock, Vanguard, în toate alea, nu te lasă nimeni să ajungi tu cel mai bogat om al planetei și te pot prăbuși imediat. Adică asta este pur și simplu un paradox. Deci că
principalul luptător pentru libertăți, drepturi și ăla care vrea să ne pună internetul pe cer și să fie Corect. tot, e și cel mai bogat om al planetei, ăla vrea să-ți bage și chipul în cap, ăla vrea să facă nu știu ce și... Pe Marte vrea să facă, da, da. Să începem să ne mutăm ușor. Există evident alternativa la faza asta, că cum ai zis, că el e calul troian, că e pus în față, în care eu cred mai degrabă. Și în care cred că toate acțiunile astea care sunt acum chipurile împotriva lui, că el a preluat Twitter-ul și cu libertatea cuvântului, sunt de fapt invers, să-l popularizeze, să-i crească popularitatea, să ducă, să aducă cât mai mulți oameni în zona Twitter-ului. Că știi că Twitter-ul la nivel global nu e, nu se poate compara cu Facebook. Nu, în România nu e mare lucru de pildă. Da, în Statele Unite e o afacere, e o treabă. Da? Așa. Și atunci, ideea de a aduce pe Elon Musk în centrul atenției libertăților și drepturilor și cu tot, îi dai o credibilitate foarte mare, de pildă când vine președintele Statelor Unite Biden, care, apropo, el că vorbește cu morții, că dă mâna cu vântul, că pleacă nu știu pe unde, așa, dar e președintele Statelor Unite. Deci președintele Statelor Unite, când te acuză și când are nu știu ce, practic îți ridică mingea și cota, da? Mai ales în ce zonă? În zona, dacă vrei, a oamenilor cu spiritul care gândesc, care merg, dar care pot fi ușor păcăliți. Care își mai caută locuri unde să aibă libertate de expresie și să nu fie loviți de ceea ce se numește cancel culture acum. Da, dar care pot fi ușor păcăliți de treaba asta, știi? După aia vine ONU, că nu numai Biden, vine domnule ONU și eu, doamne, ăla Musk să fie foarte atent, adică cu nu știu ce și cu alea, cu libertățile omului și cu nu știu cum, cu drepturile. Adică îi merg pe ideea că dacă îți dă prea multă libertate, îi lezezi pe alții și că trebuie să fii atent ca să nu ai treaba cu nu știu ce. Deci, domnule, vin niște... E adevărat că dacă ești cel mai bogat om al planetei, cam și ăștia trebuie să se ocupe de tine. Adică președintele Statelor Unite, ONU, chestii de genul ăsta. Dar ei nu fac altceva decât să întărească putere, credibilitate, tot lui... Credibilitatea, da. Dar strânge în jurul lui partea populației pe care, aia care interesează pe ea, adică aia care e contra, de fapt, a lumii, contra lumii unipolare, hegemonice și toată zona asta, ci lumea care dorește să, ca țările să fie independente, să aibă suveranitate. Știi, mă raportez de pildă la Facebook, ca la ceea ce am citit în 1984, este un soi de minister al urii. Te duci acolo între orele și vergi toată o travă. După care îl ai nu mai dacă duci, te duci și torni pe altul, închizi pe altul, raportezi, faci. Facem liste, da, așa am văzut că se fac liste, facem liste cu putiniștii, că asta m-a amuzat maxim când a început războiul. Lumea s-a panicat și am, mă rog, fac paranteza asta, s-a panicat. Băi, mi-au apărut în fiind niște unii, ăștia sunt putiniști, trebuie să le facem ce? Cristoiu și alții erau cei pe listă pe acolo. Bă, băieți, în fine. Așa, ce ziceam cu Musk? Ei, Musk se bucură de toată povestea asta. Mai mult decât atât, l-am văzut într-un interviu povestind de ce ar vrea el să înceapă să facem pe Marte, și anume să mutăm acolo o comunitate ca să poată să se întrețină singură fără resurse de pe Pământ. Și a fost întrebat, dar ce sistem ai face să funcționeze oamenii acolo? Și a spus, limpede, ar trebui să fie un sistem democratic, da, cu alternanță la putere, pentru că numai asta ar putea să, ca acea comunitate de pe Marte să evolueze. Da, da, vezi, discursul lui Musk este exact discursul celor care doresc lumea să fie multipolară, ca națiunile să fie independente și să fie asociate, deci să fie pe interese de asociere de tip democratic-asociativ. Adică nu trebuie să faci un guvern mondial sau nu știu ce, cum ar fi România, nu în cazul României. România trebuie să se afle în asociații, în federații sau nu știu ce, temporar. UE, NATO, da. Pentru interese comune și pentru chestiuni de tipul ăsta, și când nu-i mai convine, asta e și să la revedere. Deci față de sistemul globalist care vine să aibă control pe națiuni, pe oameni, pe tot ce înseamnă pe zona asta. Și atunci Musk vine și are un discurs planetar la nivelul ăsta, cum de pildă ai constatat și în România că toate curentele suveraniste naționaliste sunt penetrate de serviciile secrete, sunt duse în derizoriu, sunt compromise sau, dacă se poate, sunt chiar confiscate prin oameni și prin agenți acoperiți. Ai constatat că există scandal și recent pe tema asta, în zona asta.
Și era și logic, pentru că odată cu câștigarea acolo cu Meloni în Italia, deși Meloni are un ascendent fabulos pe Aspen Institute, pe americani, pe tot aia, deci e la fel ca Ursula von der Pfizer asta, e la fel cu astea făcută. Agent american, toată deci, lumea spune așa. E logică, și tu dacă ai fi acum între elitele care doresc să conducă lumea, să facă sau să aibă controlul total, până când o să fie inteligența artificială, de tot o să fie controlat survival și tot. Ca să reușești să ajungi acolo, trebuie să-i controlezi deocamdată pe ăștia, să-i fraierești pe ăștia care ți se mai pot opune, da? Și atunci este logic, tu ce-i face dacă ai fi acolo? Normal că ți-ai ai un cultural, am înțeles. Penetrezi zonele alea să le distrugi. Și toți, sau dacă se poate să le confiși, să le controlezi, să creadă aia că... Eu cam așa îl văd și pe Elon Musk, în zona asta în care el e prezentat ca... Ți-am spus, nu merge rolul, nu merge rolul cu faza. Deci, bă, ce mai bogat e cu alea, tu dorești alea, pe vorba ta, pe Marte, facem societăți democratice și toate alea și cu tot și nu iese, nu iese la vopsea. Eu mă gândeam că este și alt context, pentru că sunt alegerile care sunt în Statele Unite și uite, par unii cam speriați de ideea unui Twitter liber. Da, sunt speriați aia care... Vedem. Eu nu știu cât de liber o să fie, pentru că asta am spus... Rămâne să vedem, da. Nu știu cât de liber. Că ăștia tocmai cercă, domne, să aibă algoritmi, să aibă toate fazele alea, să nu fie cu... Ori fii atent, stai că să mai zicem și asta. Un mecanism care e deja pus și structurat pe control, pe cuvinte cheie, pe toate alea, că dacă mâine scoți toate astea din tehnologia actuală care e modernă, e și la Facebook și la Twitter și la toate alte, adică nu mai poți, că atunci nu mai are loc comunicarea dacă nu se duc pachetele de informații către ăia direcționați, către unde vine, adică ca la Facebook, dacă noi doi discutăm acum despre nu știu ce problemă, ea trebuie să atragă dintre prietenii mei și ai tăi sau follow-ului tăi, să-i atragă pe aia care sunt interesați de problema aia. Ori ăsta e un pachet care se face prin inteligență artificială. Și atunci, hai să spunem adevărul. Deci Musk a moștenit pe bani un sistem care deja e structurat în felul ăsta. Un sistem care nu poate fi destructurat. Deci nu poți să vină Musk și dă ordine acolo mâine și zice, băi, terminați cu supravegherea și cu cuvintele cheie, că nu știu cine, dacă vrea ăla să-i direcționăm reclama sau să vindem la pachet sau să facem și... El a venit și a dat așa o miz de credibilitate, că a zis, bă, dacă speranță, nu, da. Da, nu și pe ideea asta, bă, dacă nu vrei să mai fii urmărit și cu asta să se vorbește un abonament de $8 pe chestia asta. Adică a venit cu ea că, domne, uite, ca la aia, adică cu asta. Da, asta am înțeles-o, dacă e business, na, trebuie și vrei, adică nu e ca și cum n-ai putea să postezi, doar dacă postezi pe... Bă, sigur, e și cu aia cu $8, pentru că e ca la aia, adică... E ca la astea de televiziune prin cablu unde sunt fără reclame filmele, știi? Dar ideea în sine, bă, el tot nu te poate debranșa de la sistemul boților și spiderilor de urmărire care sunt prin acea rețea socială. Că spune că chipule că nu mai vindem ție aia companiilor de publicitate. Adică trebuie să recunosc o treabă și anume că am ajuns într-o situație și eu mă minunez în care îmi iau informație reală de pe Telegram, o companie care aparține unui rus și unui ucrainean. Adică cum am ajuns în situația și de pe diverse podcasturi. Nu mai mi-au de la televizor, nu mai mi-au de niciunde. Informația reală văd că îmi vine pe acolo. Bine, toate televiziunile sunt din ce în ce mai puțin credibile și mai ales deci lumea se duce spre televiziune, deci să se uită la televizor doar în zona de, dacă se uită la telenovele și au emisiunile alea, reality show-uri sau alte chestiuni pe care au, dar din sondajele de media, și știu treaba asta că mă aflu în zona asta de media, s-a înjumătățit foarte mult zona de informație culeasă de la televiziuni, deci prin canale de știri, buletine de știri, televiziuni generaliste sau televiziuni de știri, s-a înjumătățit față de ce era în urmă cu 8 ani. Deci m-am amuzat, m-am uitat de curiozitate pe niște statistici, mă rog, pe niște audiențe în luna februarie, când a început războiul. Antena 3, CNN, sau cum se mai spune CNN din Pipera, avea undeva la vreo 200 de mii de oameni, da, pe zi, iar CNN-ul
din Statele Unite avea sub milion, că s-a dus în cap de când s-a dus Trump, și avea undeva la 800 de mii. Deci CNN Piperaș cu CNN Statele era Unite comparabil. Aveau un milion de oameni împreună. Am zis, bă, un purcoi de bani pentru mii. Dar nu numai că erau împreună, dar erau deja comparabile. Adică 200 de mii de, de telespectatori în Românie, care e cam cât un stat mic în America, așa, cu 800 de mii. Și ei s-au dus în cap foarte tare, nu au credibilitate, deci nu mai prezintă nimic interes credibil în zona aia. Dar vreau să spun că și între timp să vezi, deci Antena 3, Realitatea, România TV sau astea de știri au la jumătate ratingul, scorul de rating față de ce aveau în anii trecut. Și eu știu că eram, până când am început să spun ce gândesc, la unele nivele. Uite, asta e o discuție pe care vreau să o avem. De ce nu mai apar la TV? Păi apar, uite, apar la B1 cu la Turcescu, dar pentru că aici Robert face ceva altfel și nu știu ce. La Realitatea mai apar din când în când, așa, dar pe chestiuni stricte de investigații și altceva, adică când sunt de companii, investigații, politică sau alte chestiuni de genul ăsta, așa, dar nu mai apar în alte locuri în care dacă spui părerea politică și spui despre astea sau spui că uite cine conduce și încotro se îndreaptă România reală și care e, nu mai n-ai ce să mai cauți, mai ales în zona televiziunii care sunt plătite din banii guvernului să producă propaganda asta uriașă. Dar care eu mă bucur că românii n-au căzut. E foarte interesant. Eu am mai încasat din când în când și am văzut cazuri de cenzură din 89 până în zilele noastre. Am văzut tot soiul de cazuri de cenzură în presa românească și întotdeauna m-am raportat la ele ca la niște porniri feudale. Că uite, s-a mai trezit nu știu care baron căruia i-a puțit la nas nu știu ce știre reală despre el și așa mai departe. E, acum o văd extinsă la nivel planetar, unde dacă te apuci să susții, nu neapărat să ai dreptate, dar să susții un punct contrar, ți se pun niște ștampile, dar ți se pun ștampile pe tine de la, cum să spun, nu neapărat de la oamenii rău intenționați, ci de la, dacă mă întreb pe mine, oameni buni și naivi, cărora nu le vine să creadă că se întâmplă asemenea grozăvii. Da, stârnești o haită în prima fază care se repede așa, deci vin pe tine, nu știu ce, și îți spun, deci funcționează extraordinar de bine. Deci eu am rămas șocat când am aflat că pe la 1880 deja grupul ăsta elitist gândea despre chestiuni de PR, comunicare, de influențare și manipulare a opiniei publice globale. Și se făceau cercetări de tipul ăsta, pentru că dacă te uiți să vezi că asta am văzut și eu, și dacă oprești multă lume și spui, bă, tu nu ai impresia că uite, se întâmplă ceva, că unii, că au niște interese, nu le zici nimic conspiraționist, că ai nu știu cum, o să vezi să spună că nu e adevărat, că alea sunt nu știu ce, nu sunt reale, sunt teorii ale conspirației, că nu există treaba asta. Și în general, fii atent, părerea așa zice, păi nu-ți dai seama, mă, cum să fie, mă, că te-ai văzut toți moșii aia de apar la televizor. Deci ei nu-și pun întrebarea de ce niște moși de 90-90 ceva de ani sunt atât de preocupați de toată planeta și de viitor și de transumanism și de a patra revoluție industrială. Soros 82 de ani, Biden 82. În general, nu, Soros cred că a sărit, cred că are 90. Kissinger, mă, la 99 de ani, la umblă, la forum economic, are discursul, se vede cu chinezii, explică el cu Ucraina, cu teritoriile, cu nu știu ce, cu alea, cu tot ce are de făcut. Deci nu spun problema, spun că aia sunt niște de ăștia îmbârznici, ca nu știu ce, și mai ales spun că sunt niște tâmpiți, aia alți cu bani, care conduc, deci al de roci, îl rog, nu știu cum. Și eu mereu le spun, zic, bă, dar fii atent, dacă eu aș fi tâmpit, sunt tâmpit, dar am mulți bani, foarte mulți bani, așa, și eu și familia mea și suntem în familie, nu știu cât și stăpâni, bă, la banii mei eu pot să-mi cumpăr cele mai luminate minți ale lumii, care să-mi facă, nu numai să-mi facă planul despre cum să-i dominăm pe aceea, și să se și ocupe de treaba asta. Adică eu am bani, mă, eu finanțez treaba asta. Bun, se întâmplă. Dar pe de altă parte să spun, cine, vezi, ei și-au creat ideea când au transmis către generații sau nu știu, au zis, bă, ăștia, ca să ne, trebuie să ne desconsidere, să zică că suntem tâmpiți, niște boșori, nu știu ce. Și planul funcționează, merge, adică acest
Această structură de PR, de manipulare, dezinformare, care s-a structurat pe la 1880 și care a luat cele mai luminate minți, care au făcut trasee, planuri și cum să convingă lumea, cum să ducă, cum să spele pe creiere, cum să vină pe zonele astea, a funcționat. Și de ce să nu mă întreb că n-a funcționat? Pentru că tot atunci s-au structurat astea pe care le vedem acum și care le aparțin lor. Ca să-ți dai seama, ONU e o structură făcută de ăștia și de Huxley și de toată zona asta. UNESCO, FAO, deci toate astea care vor să devină ministere globale, de exemplu FAO la cu agricultura, la Forum Economic Mondial, Ministerul Economiei, OMS-ul a Sănătății, cu toate astea, și care s-a dorit forțarea în pandemie ca OMS-ul să devină practic, evident, insinuat, nu de oficial, și să fie primul mare minister al sănătății global și să aibă puteri și discreționate, dar și globale și cu toate ce înseamnă astea. Controlat, culmea, de Bill Gates și de familii și de... Care, în paranteză, vreau să spun, a plătit două episoade din celebrul serial AR, da, ăla cu ambulanțele, cu salvarea, ca să-și promoveze niște politici. Deci el a produs filmele alea. Da. Da. Și care Bill Gates a venit dezvăluirile, s-a aflat că el dicta guvernelor mondiale în pandemie, adică nu vorbim despre un... El care a făcut și a finanțat event 201 ăla, deci când a avut loc pandemia în octombrie, s-a simulat pandemia în octombrie 2019 și după aceea s-a întâmplat pandemia identică cu ce au simulat ei acolo. Deci n-ai cum să nu spui întrebările astea. Ori eu, fii atent, pe mine mă îngrozește că mă uit și la copiii mei și la prietenilor și la nu știu ce. Deci, dom'le, nu am nicio chestiune de a-și pune o minimă întrebare. Zici, bine mă, nu trebuie să mă crezi pe mine. Dar, bă, uite, nu-ți ridici problema asta. Nu, se trece cu asemenea ușurință cultura asta, deci fenomenul ăsta, cancel culture, și cu toate astea. Deci, măi, bă, deci sunt generații care n-au citit o carte, te rog să mă crezi. Acum vreo două generații, în urmă era la modă, una nici nu zisem eu atunci, micul elf, sau nu știu ce, se citea din zona asta a elfilor, cu faze de genul ăsta. Acum, fii atent, deci sunt generații întregi care nu au deschis o carte. Adică este ceva înfiorător. Trebuie să-ți fac o observație. Da, mă uit pe Netflix. Pe Netflix, cam orice ei, sunt patru linii în care se promovează niște treburi. Se promovează LGBT plus cât o fi el, așa, the alphabet people, cum li se mai spune. Se promovează sex, cât mai mult sex de toate felurile, se promovează, aici mi s-a părut interesant, se promovează, sunt documentare despre drogurile psihedelice, foarte interesant, și se promovează, bineînțeles, în toate, consumul de iarbă, iarbă cât cuprinde. Mă și amuzam acum că în ce căcat este Germania, da, se legalizează iarba în Germania. Da, da, pe de altă parte se interzice... Băi, la 20 de grame... iertați-mă, pe cap de vită furajată. Băi, înțelegi? Da, da, vezi, se interzice fumatul. Știi, ca și cum alea când le... Jointurile alea, adică ce faci cu ele? Nu le fumezi? Deci fumatul e rău. Vaporiz. E rău și da, să băgăm acum. Deci, normal că toate astea sunt politici. Tot ce se întâmplă și se face după sistemul crizelor create sau dimpotrivă. Deci viitorul trebuie să aparțină exact omului care nu are alte preocupări decât alea controlate. Astea sunt. Adică sexul faci dacă se dă voie, ai control, ai nu știu ce cu alea. Vorba ta, dacă o să ajungă să bagi reclame în visuri, o să fie sexul doar în vis. Adică nu mai e... Băi, mai e o treabă. Apropo de sex. Întotdeauna industria pornografică a fost cap la investiție în tehnologie. Adică tot ce a apărut tehnologic în materie de audio-video, da, mai ales de video, ei au fost primii care au implementat pentru că au avut buget și și-au permis treaba asta. Acum, în zona asta de AI, citeam niște articole, o să meargă pe roboți sexuali pe care tu, bărbat singur, femeie singură sau în cuplu, da, o să iai în casă. Noi doi avem o discuție acum. Dacă în discuția asta noi doi mai este cineva în cameră, clar se schimbă dinamica. Măi, o să ai un permanență un robot în casă în care dacă tu, om singur, ești cu el, păi o să iasă cei mai urâtă din tine, bănuiesc. Da? O să iasă...
interacțiunea ta cu ea și neavând, cred, interacțiune cu restul lumii, bă, să ne schimbe comportamentul la nivel uman destul de urât. Foarte mult. Și uite-te că aici ai foarte mare dreptate. N-am ce să adaug în plus. Eu vreau doar să spun o altă chestie. Uite-te că din ce în ce mai multă lume și ceea ce se dorește asta, se izolează. Stă în singurătate. Deci, și imediat au și boli cronice, au boli de depresie, chestiuni adiacente, care bine, până la urmă, unele zici, bă, asta le face industria farma, că am văzut-o de ce e în stare industria farma de să-ți vândă, să-ți facă, să nu știu cum, dar să știi că fenomenul ăsta al izolării, în care ți se prezintă în viitor că robotul e prieten și este partenerul, să știi că există și teoria asta, că robotul va fi partenerul, practic. Că de ce e nevoie de o femeie? Să știi că asta vine și pe un tip de comoditate pe care noi ăștia, hai să zicem, occidentalii l-am cam... Dar problema în sine, știi de unde se trage? Deci ei vor să ducă omenirea către a sta cât mai mult în case, izolați, și de aia se construiește și metaversul și toate alea în care tu practic de acasă, din comoditatea pe care o spui tu, poți să plonjezi direct în Hawaii, în apă, cu nu știu ce, cu 10 gagici mișto, dacă vrei, de tipul ăsta, poți să faci nu știu cum, să ai scenarii, să ai nu știu cum, până când la un moment dat tu te vei identifica, că așa spune evoluția tehnologică atât de mare, încât te identifici la un moment dat cu personajul, cu avatarul, și îi spun că vei fi practic în viața ta, adică tu vei trăi numai acolo, nu o să mai vezi. Problema în sine este că ce se dorește prin asta? Adică ce am identificat eu că se dorește? Pentru că m-am întrebat și eu de multe ori care sunt implicațiile noastre. Am ajuns la concluzia că se dorește ca acoperirea economiei astea globale pe care o dețin câțiva. Deci la început știi că era acoperirea, vorba invocatul, trocul, da? Te duceai la piață, dai oaia, îți dădea porcul. Era nu știu cum, sau se făcea unul acoperișul. Sau dacă erai mai frer, te duceai cu bou, te întorceai cu ou. Da. Și după care a venit, au apărut metalele și au zis, bă, alea, uite, facem așa banii. După aia au zis că, nu știu cum, că aurul ăla se uzează, trece, dar hai să pune metal de greutate și valoare. Dar în sine era acoperirea în aur. Asta era. Era considerat pe planetă că aurul era cel mai bun, stabil, valoros și tot. Am înțeles chiar că au fost unii care au încercat să răstoarne treaba asta și să pună argintul și nu a mers pur și simplu. Nu, erau țări în care erau cu argint în momentul ăla. Dar fii atent. Și acum ai ideea așa. Deci de la faza asta care era toată și a venit revoluția industrială și cu tot din asta, prima dată au zis, dom'le, hai să punem pe lângă acoperirea în aur și creditele. Adică să vină aia să crediteze și că ăștia să tot ăsta la un loc să dea acoperirea ca noi să tipărim bani mai mult, să fie de ce, pentru că trebuia viteza de achiziție cu viteza de rotație a banilor la momentul ăla era aia îngreunată încât nu se mai întorceau banii în bănci și în astea și mai ales în momentul în care tu plăteai salarii cu tot viteza de întoarcere, adică cu cât e o viteză mai mare de rotație a banilor, cu atâta economia e mai sănătoasă. Pare și logic că dacă ies banii, se întorc banii, produc dobânzi și câștiguri și achiziții și investiții, economia e mai sănătoasă. De la faza în care au venit cu creditele cu tot, au crescut și au zis, bă, acum ce să mai avem că nu ne mai ajung nici aia, deci era creditele la populație, cărți de credit, toate alea, nu știu ce. Ce bă, ne trebuia acoperire, deci asta era acoperirea, acoperirea în aur, acoperirea în produse, acoperirea în aur, acoperirea în astea și active bancare și toate alea, pe care au zis, bă, acoperirea în resursele solului, subsolului și aveau loc răzbarea, pe petrol, pe toate alea, pe tot ce se întâmplă. Și în viitor, dacă nu apărea pandemia, toată lumea prognoza anterior pandemie niște crize globale pe domenii, pe nu știu ce, pe astea, încât economiile se prăbușeau, deveneau, se prăbușeau în alții. Adică toată această piramidă creată artificial, de fapt acoperea în aur, era singura fază reală de la vârf și restul era umflat și dus în jos și care tipărea și erau... Am înțeles că s-a întâmplat de la Reagan încoace, de fapt. De la Reagan încoace, dar ideea este că toate astea alimentau, evident, marile economii planetare, marile fonduri de investiții planetare și elitele globale, adică aia despre care află lumea acum, culmea, că vorba ta, nu mai e o teorie conspirației, că 1% dețin bogățiile
cât restul și că 12% dețin practic averile tuturor celorlalți și toate astea la un loc. De care Câteva s-a spus. familii. Da, și de care s-a spus că sunt teoria de conspirație. Bun. Închipuiți că dacă acest. El e un joc piramidal. Deci, plecând din istorie, de la prima revoluție industrială, mergând către a patra, s-a tot adăugat la asta, la jocul piramidal sau schema Ponzi, care, definită matematică, la un moment dat trebuie să se rupă. Adică, nu mă găsești tot timpul să adaugi baza piramidei, să tot adaugi ca să lărgești piramida. Și la un moment dat, cum a fost și Caritas în România, care era un joc piramidal și s-a prăbușit la un moment dat și altele în lume. Culmea e că e și interzis legal în lume să practici chestia asta, dar toată economia globală e un joc piramidal, în care trebuie să vină mereu alții să lăgească baza piramidei. Adică, practic, trebuie să căuți mereu acoperire în ceva care să îți lărgească baza piramidei ca tu să tipărești bani sau nu. Lumea nu știe, că n-a fost atentă. Deci, în pandemie, S-au tipărit în draci, da. 19 trilioane de dolari, deci care reprezintă, fii atent, 80% din masa monetară de dolari a planetei. Restul de 20% s-au tipărit în 200 de ani. Deci, ca să-ți dai seama cine controlează această inflație în care ne aflăm, care e planetară, pentru că dacă tu arunci pe piață în 2 ani, 80%, restul de 20% erau pe piață Care de nu se 200 susțin pe nimic, da. Oh, da. de ani. Înțelegi? Deci, aia nu se. De Nimic asta îngrijorător. ajuns în America, de aia le cumpărau proprietăți, cumpărau nu știu ce, s-a produs o inflație imensă. Se dădeau la dispoziție fonduri firmelor ca să susțină pandemia, că oamenii stăteau acasă, că nu creau, că firmele pierdeau, dădeau falimente. Ăștia cerdeau banii, că nu-i controla nimeni, s-a dorit chestia asta și își cumpărau proprietăți. Deci știu cazuri de astea, am văzut și cu prieteni acolo care veneau și luau Ferrari, mă, deci cu alea, cu pe banii pe care primeau de la guverne ca să susțină oamenii financiar că erau cu pandemie și cu toate fazele astea la un loc. Și nu verificau nimeni. În E. state s-a dat și la omul de rând. Spre exemplu, m-a Da? amuzat o statistică, dincolo de foarte multă hârtie igienică, în pandemie a fost o creștere a numărului de chitări electrice. Da. Ce frumos, da! Frumos, da. Fii atent. Ideea e în felul următor. După ce ți-a creat inflația asta imensă, ca să o șteargă, trebuie să creezi niște crize inflaționiste și asta. Și ca să vezi că ea a avut loc, este creșterea fabuloasă pe care a avut-o dolarul. Pentru că dolarul, într-o inflație, când se tipărește 19 trilioane, ca valoare scade foarte mult. Da? Deci e logic, ca să înțeleagă lumea. Când sunt atâția dolari pe piață, el valorează puțin, că practic foarte mult. Dolarul devine valoros când se micșorează numărul lor de pe piață. Și atunci, noi am asistat la toată faza asta și cu toate crizele economice, alimentare, cu tot ce se întâmpla în asta, la răscumpărarea dolarilor de către americani. Adică acele trilioane care au ieșit de acolo și care nu acopereau nimic, au venit și au fost scoase de pe piața planetară, duse, răscumpărate, intrate în astea și asta au făcut să crească dolarul peste euro. Adică ăla a fost momentul în care s-a petrecut această operațiune globală de care nu vorbește nimeni, de fapt, de tip. Dar în același timp ei și-au întărit dolarul lăsându-i pe alții în curul gol, adică cu inflațiile, înțelegi? Și cu creditele. Deci ei practic au făcut niște transferuri din PIX prin asta, pe plan global, pe care le-ai văzut că s-au petrecut și în care prăbușesc tot sistemul ăsta. De-aia trag Statele Unite către dominația unipolară și unieconomică să fie la. Și de-aia merg ei pe ideea lui Biden, nu numai Build Back Better, ci că să fie the New Age of USA, știi, adică Crezi că o să le țină? Pentru că, uite, au devenit puternice și alte state între timp, care nu numai în ultima vreme, ci de-a lungul timpului au început să încurce Statele Unite. au început, pentru că de-aia se structurează și BRICS-urile și alea și alianțele. Dar părerea mea este sinceră, spun că ei sunt toți înțeleși. Adică, studiindu-și, asta e concluzia mea, altul să nu o creadă. Eu cred că ei toți sunt înțeleși către zona asta să creeze o lume care să aibă patru puteri, că nu se poate, nu mai se poate pe hegemonie, pe tata asta americană, pe tot, să aibă patru puteri, adică SUA, Marea Britanie, Rusia și cu China, să se restructureze tot pe, cum au și stabilit astea în protocoale Să mai ținem vechi. Germania jos. Da, Germania, Europa să fie sclava Statelor Unite și astea, să se structureze pe, fii atent, asta e interesant, pe vechile imperii, deci, dar fii atent, fără Imperiul Spaniol, adică rolul Imperiului Spaniol e luat de Imperiul American, care trebuie să cuprindă Americile complet,
deci cu toată zona asta, și Uniunea Europeană să aibă și ea mici sateliți coloniale în vechile colonii europene de prin Africa, de nu știu ce, Marea Britanie, evident, să-și recâștige tot aia și cu Canada, deja zic, Statele Unite, mai puțin Canada. Canada, ce ai văzut tu, adică zona asta de dominație dictatorială, Noua Zeelandă, Australia, Canada, să fie, să dea puterea și toată asta Marii Britanii, pe partea altă să vechile imperiile mongole, chineze și toate alea cu Rusia și toate asta. Și asta este structura pe care se dorește a se face, se crea. Care ăștia toți sunt înțeleși, părerea mea că sunt, pentru că i-am văzut în pandemie, au funcționat la unison. 194 de guverne mondiale au acționat în același fel, au pus în aplicare același... Bă, dar n-a venit un stat, unul, să zică, bă, stai bă puțin, că nu e chiar așa, că n-am... Să avem niște întrebări, avem niște nu știu ce. Chinezii, la fel, ăia nu știu care, deci a fost o cursă de asta imensă. Și acum, ca să-ți spun că acolo vreau să-ți mai dau ceva la faza cu acoperirea, au ajuns la concluzia că și oamenii din asta, la ce se poate să-ți facă acoperirea acum mai mare, ca să nu se, că dacă se distruge sistemul piramidal, deci piramida cade, ei rămân, tot rămân foarte bogați, dar rămân doar cu valoarea reală, care doar acoperirea aia n-au. Aia pe care tipurile au făcut-o rușii prin rublă și care a fost o manevră. Adică să nu, să nu, da, dar rămâi și cu restul populației care e complicat de ținut. Să nu-ți închipui că n-a profitat nimeni. Și n-au, marii speculanți globali n-au speculat și aia, momentul în care rubla se prăbușea de ajunsese jos de tot și momentul în care a așteptat Putin toată faza și pe aia s-a dus și a acoperit-o în aur, a avut cea mare creștere ca monedă globală și în care cei care cumpărau atunci și care mai ales cumpărau creditele rusești cu tot, când era rubla căzută de la începutul războiului, când cu toate alea, că aici a fost mișto, știi, s-au blocat financiar, Swift-uri, chestii, nu știu ce, dar de realitate nu se blocau. Și i-au lăsat țara să se prăbușească într-un moment până la un moment dat când a sărit brusc. Păi Soros, de pildă, cu asta se ocupă, cu asta a câștigat averile și știm. Am dat un exemplu, așa, și alții. Dar și atunci m-am întrebat, bă, ce vor face ăștia acoperirea, că pierd și fii atent, acoperirea e în putere de calcul. Deci m-am gândit la toată faza. Deci nu poți să acoperi decât în putere de calcul. Adică moneda digitală, toate alea de să te duci la toată piramida asta și... Ca să acoperi puterea de calcul, prin putere de calcul să acoperi economia globală, mondială, adică banilor ăla, meseriașilor, îți trebuie blockchain-urile. Blockchain-urile, pentru cine nu știe, deci sunt niște chestiuni în care mai multe calculatoare independente, niște biți, da, de pe planetă, validează o tranzacție. Și ca ea are siguranță, de pildă o criptomonedă, pentru că criptomoneda neaparținând niciunui țări, niciunui stat și neavând o garanție de o bancă, cum ar fi BNR-ul sau nu știu ceva, criptomoneda e validată de o tranzacție sigură de mai multe computere care la un moment dat alea se grupează, fiecare face o singură operațiune, face și lanțul ăla de operațiuni, o validează și dă putere. Și asta este blockchain, care ulterior acum se va folosi în contracte, în economie, în credite. Într-o primă fază m-am gândit că este o speranță pentru oamenii care nu reușesc să-și facă o avere cât de cât la limita bunului simț. Da, de m-am urmărit că e de control, de fapt. Da, de control și de-aia a fost încurajarea imensă cu criptomonedile, cu tot și cu atragerea. Elon Musk la pachet. Da. De-aia a fost, de pildă, chestia cu lockdown-ul, când a fost un experiment uriaș să se vadă ce se întâmplă dacă toată lumea se duce acasă și stă la net. Și când s-a ajuns la concluzia că încă nu suntem pregătiți, pentru că scăzuse banda de la HBO și Netflix și toate alea și tot, și mai ales banda și pe alea de pornografice și toate astea. Și au zis, bă, nu ne ajunge. Și că asta... Ei au făcut foarte mulți bani. Și atunci toate te uiți, uite, că ne apropiem, cred, de final, nu știu, sau tu știi mai bine, atunci să vezi că toate sunt conectate, pentru că îți poate susține un sistem de ăsta global, planetar, de net, numai o structură de tipul Elon Musk, cu SpaceX. Și în același timp rușii doresc să construiască una cu, nu știu, 100 și ceva metri mai sus și au cerut și chinezii aprobarea mondială de la astea să facă și ei una. Deci internetul viitorul la care vor fi conectați toți oamenii și cu tot, nu mai ăsta providerului de la nu știu care vine cu cablu și ți-l bagă în casă. Și atunci, fii atent, blockchain-urile alea au nevoie de niște scripturi care le să meargă planetar de pe puterea de calcul și computerele oamenilor. Ca aceste chestii să funcționeze și să valideze tot, pentru că de momentul în care nu vei valida doar criptomonede, banii, de moneda digitală, vei valida contracte la distanță, la alea care vin prin blockchain-uri. Tot ce înseamnă tranzacții și tot ce sunt, se petrece pe net. Astea trebuie computere care să fie
cu miliardele, ca ele să valideze în acele secunde și tot să facă astea. Și oameni care să mineze, cum fac ei acum, facă mining-uri de blockchain-uri și de alte chestii, alea sunt, vor deveni statale, ca să înțeleg. Și atunci de ce ai nevoie? De aceste computere și această putere de calcul care nu ai tu pe asta. Exact cum vor să ne facă pe toți prosumatori de la soare, așa o să folosească blockchain-urile de la populație. Și ca să fie astea, să fie acoperitoare, trebuie să te țină în casă cu calculatorul pornit, să te bage în metavers, în asta, ca să tu de fapt în spatele tău să ruleze scripturile de blockchain-uri și de tranzacții globale. Și atunci acoperirea viitoarei chestiuni financiare, monede digitale, ca de asta zic că se leagă toate și cu sateliții lui Musk și cu cai troieni și cu resursele de energie și cu curent. Păi zi asta cât curent trebuie ca să ții computerele. Deci și cu războiul? Și cu războiul și cu toate astea. Deci se leagă toate, toate, toate. Deci când vezi tot tabloul ăsta, ce am vorbit la finalul ei, dacă ești om întreg, așa vezi tabloul. Și atunci n-ai cum să nu vezi că fiecare asta e o părticică din puzzle, din tot, din toate. Că metaversul are rolul ăla, că ăla e așa, că ăsta face satelit pentru aia, că criza aia de nu știu care, că de aia se dorit asta, că implementarea către omul robot, omul mașină, că ce ai zis tu, sexul, LGBT-ul, izolarea, companiile pharma, cu toate, toate se leagă. Deci nu mai e o chestie în care să zici, bă, e unul comaron, un nebun și bată la câmpii și spune nu știu ce. Când te uiți și vezi poza de ansamblu și vezi acolo, vezi puzzle, cum se leagă. Vreau să te mai întreb ceva. Da, aveam 14 ani când a venit peste noi Revoluția Română, da, și am încasat Revoluția și toți anii 90, care pentru mine au fost wow, aveam MTV și așa mai departe. Acum, uitându-mă retroactiv, da, istoric dacă vrei, mi se pare atât de firesc căderea blocului comunist în estul Europei. Cum, uitându-mă la ceea ce se întâmplă acum cu Balșoi Jihadul, cu răzbelul de-l avem aici, se știa despre el și nu se știa de ieri de astăzi, se știa de ceva vreme. Ce se întâmplă de fapt? Plus că e un război foarte atipic. Mie așa mi se pare. E în primul rând un război care clar se desfășoară pe un teritoriu de împrumut, așa zis un război proxy, deci în care Ucraina... Nu e chestie care nu s-a mai văzut. Da, Ucraina e țara de... pe care de fapt se bat americanii cu rușii și cu cei care sunt în jurul americanilor și cu NATO și cu toate și cu interesele globale, se bat pe un teritoriu, adică asta e rău de tot, că ajung la o populație care are n-are treabă, n-are vină, n-are nu știu ce, decizi tu, puteri mondiale, să vă bateți pe teritoriul lor, ca de fapt pe plan global să instaurați alte măsuri de control economice și alte chestiuni. Pentru că e limpede pentru oricine, dacă iar și-ar fi dorit pe bună oprirea războiului, războiul nici nu începea. Deci era clar, adică nu începea. Putin a venit la Consiliul de Securitate al ONU atunci în decembrie 2021 spre 2022 și în care dacă toți se înțelegeau și negociau și tot, nu începea războiul, se încheia tatătă. Deci e încă o dovadă că s-a dorit și că ăștia sunt înțeleși. Unii l-au pornit, alții nu mai opresc. Înțelegi? Din toată chestia asta. Acum se discută despre translatarea și pe zona, pe Taiwan, pe toată chestia. Adică ajunge iar la niște puteri globale care... Cristoiu spune o chestie foarte interesantă și anume că atunci există această problemă când începe un război, da? El intră într-o dinamică a lui și băi, la un moment dat nu mai poate fi oprit, adică lumea nu mai poate fi oprită de la un dezastru. Și nu știu dacă suntem, e totul controlat sau suntem și în situația asta. Nu, nu, e războiul ăla, așa zis un război, că eu nu cred că... Bine, cred că e război, adică tragă ea pe acolo. E limpede, da. Dar gândește-te ea la o chestie de logică, fii atent. Deci, la începutul ăla începe războiul. După ce începe războiul la vreo lună și ceva, se întâlnesc ea la Davos, la forum, vine, cum îi zice, Kissinger, care e exponentul lumii multipolare și la 99 de ani, da? Față de Soros, care era exponentul lumii unipolare și care au și niște editoriale, știi, în momentul ăla, deci în care din aia și nu știu ce. Sau contract un pic, da, știu. Așa.
Și vin și ea la 90 de ani și stabilez nu știu ce. După aia vine de la Bilderberg, care vine în zona de acțiune, după zona ideologică, că acolo la Davos e zona ideologică, după aia se întâmplă Bilderberg, se implementează, după aia are loc cu G7, G20, toate alea la un loc și devine executivul, cum ar fi, al planetei. Și asta, adică lumea e pe bune condusă de un guvern global mondial, nu e oficial, adică asta, se dorește și oficializarea și controlul și legislația în asemenea, în sensul ăsta. Adică, ca într-o Europa care nici acum nu are Constituție, de fapt. Noi suntem într-o asociere de grupuri, de state, fără Constituție, fără nimic, avem doar o cartă de așa, mă rog. Și deci, chestiunea asta atunci cu războiul, asta spun. Deci, putea fi oprit. A venit ăsta Kissinger și a zis, lasă-vă că să recunoască ea, să lase Ucraina Rusiei teritoriile și să se încheie treaba. Ăia l-a Că zis, nu ne știu. ducem în cap economic. Da, bun. Ideea e, fii atent, e în sine. Culmea că după Davos, până la Bilderberg, nu știu ce, s-a fixat că în Elveția să se reunească, să facă ea la un summit pentru reconstrucția Ucrainei. Dar războiul nu se terminase. Deci nu se Se lasă de vorbea deja de reconstrucție, da. reconstrucție și de bani mulți. Și a venit atunci și Iohannis să bătea piept că, bă, a zis Zelenski, că și noi români o să reconstruim. Dar fii atent, nimeni nu și-a pus problema de logică. Bă, deci fii atent, teoretic, da? Putin a atacat niște teritorii pe care acum și le-a anexat. Da? Deci sunt teritoriile lui. Păi tu ce reconstruiești? Reconstruiești în teritoriile lui? Că el alea le-a atacat. Adică el deocamdată m-a mai dat pe acolo, spre Kiev, nu știu ce. Dar el deocamdată, dacă vorbești de reconstrucția Ucrainei, ar să noi să dăm bani lui Putin. Pentru că el și-a, adică dacă recunoaște, zice Kissinger. Kissinger ce bă, să recunoaștem să și-a la teritoriile, da? Pe care el și le-a luat oricum. El zice că le-a luat, le-a anexat, sunt referendumul, așa zise referendumul de acolo și sunt luate. Păi bă, frate, dacă el le-a luat și voi vreți să ziceți acum că aibă ca să închidem războiul, să recunoaște că le-a luat și să se oprească de la cu treabă. Și pe azi zici că să reconstruim Ucraina. Păi unde bă, frate? Adică la ăla, în teritorii, și după aceea ce să face? A, să zice nu Putin că fii atent, să reconstruim noi, dar dă-ne gaz la unul. Uite, o să vezi că asta o să se întâmple. O să zică, păi nu știu ce, că reconstruim. Sau, fii atent, sau americanii doresc mult mai mare distrugere în Ucraina, acel Build Back Better. Adică să faci, din moment ce în America discursul lui Biden a fost că vor fi miliarde implicate în reconstrucție și că așa, după aia în Europa, că va fi o chestiune de pe mai multe generații reconstrucția Ucrainei. Deci asta se discută în Europa. Păi bă, dar teritoriile că sunt la Putin. Eu nu știu dacă s-au înțeles foarte bine, pentru că mă uit, Europa clar era dependentă de gazul rusesc și acum pur și simplu Europei i s-au tăiat cele două conducte. Adică eu nu știu Germania cum nu reacționează la treaba asta. M-a mai amuzat o știre că din motive de siguranță națională, Suedia se retrage din comisia care ancheta distrugerea noastră. Ați senzaționale cu Germania, că Germania e acum dependentă de gazul american și de ce gaz se mai poate aduce pe alte canale către. Germania e promotoarea, care pe mine mă îngrijorează asta, e promotoarea la Ursula von Pfizer asta, că noi să avem o asta de solidaritate cu Uniunea și să ne punem la bătaie cele 20-15-20% din rezervele de gaze, să le dăm Germaniei, că n-are, așa. Deci să ne dăm noi gazele Germaniei. Cum să facem reducere de 15% de curent electric, ceea ce guvernul nostru obedient a făcut, fii atent, când nici nu s-a dat încă directivă. Pentru că, dacă ți-aduce aminte, în pragurile de 100 de kW și 300 de kW, cât era susținea plafonul, era la 300. Și a scăzut la 255. Și toată lumea se întreba, bă, dar cum dracu au ales 255? Păi e simplu, 315% se ia 45 de kW. Deci Uniunea Europeană a zis 15%, da? Ciucă a luat 300 la care era plafonarea, avea 45 de kW, l-au scăzut din 300 și 255. Deci noi am pus în aplicare o chestiune de propunere a Uniunii Europene, la noi s-a legiferat înainte de a deveni la aia, adică obediență de aia maximă, că noi avem hidrocentrale, țări, da, le avem resurse, avem tot cărbune, tot ce ne trebuie nouă. Noi ne-am pus și am făcut o sluj fără să ne fi cerut practic direct. Râdeam cu băieții că știi cum există aplicația BlaBlaCar?
Da? În care dacă vrei să te duci din punctul A în punctul B, cineva circulă între acolo, vă cunoașteți pe aplicație și poate să te ducă. Să facem bla bla shower, știi? Vrei să faci un duș și vezi cine mai e de jur împrejur? Da. Deci, da. Deci asta trăim și o să trăim în continuare. Și de-aia susțin că chestiile astea puteau fi oprite, putea fi oprit orice ascensiune. Deci tot ce se întâmplă, de-aia spun că tabloul e complet. Inflația maschează niște chestii, alea vin pe de altă parte. Criza energetică, criza economică. Păi să vezi că o să fie că astea au și spus ăștia că trebuie, oamenii practic vor fi din criză în criză. Adică a fost criza medicală, urmează criza, a fost criza cu război, cu nesiguranța, criza alimentară, criza energetică, iară vine criza cu medical. Și uite-te dacă deja prognozele, azi dimineața am văzut, deci ăștia specialiști în carne, nu știu ce în astea, nu vorbim de viitorul ăla cu carnea printată 3D. Că și acolo e o discuție cum de fapt s-a legiferat folosirea proteinelor din lăcuste vie, nu știu ce, care s-a dovedit că devin materie primă pentru carnea scoasă la imprimantă. S-ar putea să ne comandăm o friptură și să spui tu ai mai mâncat 10 proteine animale luna asta, nu mai ai voie. Nu mai voi. Dar chestia e că acum ai văzut cum e, că am văzut eu clipul. Deci, să alegi cum ne arată carnea, cum e greche de vită, că nu știu ce, cât de marmorată să fie, cât de nu știu cum o să fie, și ți-o dea, proteina din bază este luată din insecte, lăcuste, chestii, nu știu ce. Deci, lumea știe că spuneau aia ce, bă, comarul, bă, ce crezi tu că asta, ce? Că ce, nu te lăsa cineva să mănânci lăcustele din curte, dacă vrei să le pe stradă, râme din pământ. Ba da, vă te lăsa, dar am pus o chestie legislativă că acum proteinele din lăcuste au devenit de uz uman în Uniunea Europeană și peste tot. Băi, Deci nu tot. recomand la nimeni treaba asta. Am citit niște studii, sunt niște microorganisme acolo care nu sunt deloc prieteni organismului uman. Adică trebuie să se știe Nici treaba asta. nu m-am documentat, dar te cred. Dar și faza este, alaltăieri a venit știrea că nu știu, undeva în Asia, nu știu ce, au reușit aia să facă 100% gustul și aroma și mirosul de carne, deocamdată la carne de porc și de vită. Deci, până acum problema asta la imprimantă era că îți face carnea să arate la fel, o pui pe grătar, se comportă la fel, nu știu ce. Și acum, și bine, erau niște arome Știi chimice, că adică. odată fabricată nu există proces reversibil ca tu să poți să ajungi la vârful ăsta tehnologic, să poți să demonstrezi că nu e parte dintr-un animal real. Da. Mai Și există și acum treaba dacă asta. a reușit să spună și mirosul și gustul și tot și proteinele și toate alea și tu culmea, îți faci și desenezi forma pe imprimanta asta de carne, are un ecran de ăsta cu taciuri, nu știu ce, o faci, o tragi de ea, îi pui nu știu cum și ați-o dă la imprimantă și o pui în tigaie sau pe grătar sau o scoți de acolo. Adică Două întrebări mai am pentru tine. Ce se întâmplă dacă în Statele Unite ies republicanii? Nu știm dacă o să candideze până la urmă Trump sau nu. Mie mi-e și teamă dacă o să iasă Trump că s-ar putea să ne taie de la NATO. Da? M-a spus el mai de mult că așa anume că orice intervenție americană statul trebuie să plătească. S-a luat și de Germania că plătesc numai aici Germania, nu? Ce se întâmplă dacă ies republicanii? Ce se întâmplă cu războiul? păi sunt șanse mari să iasă republicanii, că conform sondajelor cel puțin 10% vor avea în plus majoritate. Și sunt șanse mari ca și guvernatorii să fie acolo. Dar să zicem în zona asta de parlamentară. Problema e că i-au pus din capul locului, au anunțat că vor tăia orice fonduri pentru Ucraina, pentru războiul din Ucraina. Deci Statele Unite nu vor mai interveni sub nicio formă de acolo, decât au spus pe sistemul strict de apărare. Adică bazele de NATO, stat, SUA e partener NATO, NATO trebuie să securizeze granițele de acolo și nu interesează ce se întâmplă practic în Ucraina, adică să mai trimită armament, bani, reconstrucție și toate fondurile alea. Și atunci, singura fază, deci ca să dorească să ar fi o chestie să continue, doar să provoci NATO într-un fel sau altul. Dar nu mai e cu sprijin financiar, în sensul că Statele Unite să dea atâția bani care să se ducă pe lângă către. Măi, România a devenit cazarmă. Da, Toată asta lumea spun. se teme să nu se atace, să nu atace NATO sau, mă rog, un alt tip de asociație să atace E și Rusia de aici. nasol, asta vreau să spun ca și fază cu securitatea asta granițelor. Și noi suntem cu B9 și cu Iohannis și cu tot asta în centru, țara cea mai importantă din coridorul sanitar, e România, că e lângă Ucraina,
Crimea, toată zona Transnistriei și toate. Că iar nu se întreabă lumea, bă, dar zice, dacă ăștia sunt înțeles sau nu știu, cum mama măsii de au lăsat exact coridorul de la Odessa, știi? Adică ăla putea. Deci au luat rușii tot, dar coridorul ăla de pe la Odessa nu a fost. Dar ideea în sine este că... Tutunul ăsta este de la Odessa, pe care mi-l iau eu la preț mai mic. Foarte bun. Și deci vină asta, deci cu România, că e asta țara cazarmă și care asta. Ce mă pune pe mine pe gânduri e că, bă, dacă rămâne Biden cu aia, a spus clar că din decembrie și de la 1 ianuarie, toate bazele NATO de pe teritoriul Europei vor avea ultimele tehnologii și ultimele tipuri de rachete nucleare. Ceea ce înseamnă că noi avem două baze, cel puțin de care știm, de la Deveselu și Cogălnicea, nu? Care vor fi dotate cu rachete nucleare. Ori eu nu mă simt bine în momentul Ca celebra criză din Cuba. în care intră rachete nucleare la Deveselu și la Cogălniceanu, nu mă simt bine că pot fi țintă a rachetelor rusești care pot ajunge la Cogălniceanu sau și la Deveselu, adică nu e o problemă. Și deci eu am o mare îngrijorare. Pe lângă crizele economice, sanitare și asta că o să ajungă de Crăciun carnea de porc 60 de lei și laptele 15 lei, am și problema asta că, bă, noi am cerut, ne-a întrebat cineva, adică, bă, noi chiar vrem să băgăm astea. Că, și aici, uite-ți, închei cu ideea cu tratatul, că o lăsasem acolo de izbeliște. E foarte periculos tratatul pe care l-am făcut noi militar cu Ucraina, pentru că ăla prevede că există schimb de informații, de inteligență, există chestii de reciprocitate tehnologică, de sprijin în reparații și cădea de pildă avionul ăla care a venit la Bacău ucrainean, care a aterizat. Au fost două. Da, dar primul și i-au dat drumul imediat și au zis lumea că de ce nu l-au arestat în baza tratatului NATO, trebuia să-l țină la sol și să-l vadă și a fost dat drumul și nu știu ce. Pentru că ăla a aterizat că a avut defecțiune și în baza tratatului cu Ucraina militară, l-a venit, a fost reparat, a fost ce și și-a luat zborul. Da? Păi de ce e periculos tratatul ăsta care, ți-am zis, e de inteligență? E tratatul oficial, l-am publicat și noi în ziar, dar se găsește la Că voi. Rusia nu uită. Nu, e foarte periculos în felul următor. Poate să spună oricând NATO, deci să ne scoată din articolul 5 în baza acestui tratat. Pentru că noi dacă eram puteam să spunem, bă, noi am semnat un tratat cu Ucraina, că nu știam care tratat, dar de când a început războiul, noi suspendăm tratatul cu Ucraina, pentru că suntem parteneri NATO. Și știi de ce e periculos? Pentru că NATO poate să spună, să zică în felul următor, păi știu eu, bă, ce ai făcut tu cu tratatul, deci când dacă ești, tu ai făcut un tratat care contravine, în afara, deci tu ești în afara NATO cu acel tratat, da? Deci tu ai parteneriat militar cu Ucraina. Înseamnă că noi nu mai avem nevoie, nu mai trebuie neapărat să vă apărăm, pentru că tu ai făcut pe tine, te-a atacat Rusia, te-a atacat la comun cu Ucraina, deci te-a definit stat agresor, cum a definit Ucraina, tu ai un tratat militar cu Ucraina, Rusia te atacă pe tine în baza acelui tratat, deci nu atacă NATO și Rusia poate să spună că n-am atacat NATO, atacăm statele care sunt așa și atunci NATO poate să zică, bă, România, bă, nu te-am pus, nu știu ce, tu ai făcut un... E adevărat că la baza acordului militar spune că acest acord nu trebuie să contravină celelalte tratate militare pe care România le are cu alți parteneri, să nu știu cum. Dar în același timp poate să vină și Statele Unite sau NATO în general să zică, nu știu, bă, te-a atacat în baza ăla, te-a considerat că ești țara agresoare, că tu ai sprijinit cu inteligență Ucraina, că ai sprijinit-o cu din punct de vedere logistic și alte chestiuni pe care apar în tratat acolo. Și din punctul ăsta de vedere, zice NATO, nu știu, bă, ai făcut înțelegerea aia, ești în afara NATO, deci nu te-a atacat pentru că a zis că ataca NATO, ca țară NATO. Deci e foarte periculos. Și în momentul ăla gândește-te, de să ai și armament nuclear pe teritoriu și cu toate alea la un loc și România țară cazarmă cu trupe, că ai văzut că este bază centrală Am văzut, am văzut. de toată faza asta. Deci, cu crize alimentare, cu crize energetice, dar fii atent, dintre care, dacă întreb pe români, bă, noi nici nu vrem să facem parte, pentru că nu vrem să facem parte dintr-un război, nu vrem să avem crize alimentare, că România poate susține agricol și zootehnic toată țara fără probleme, nu vrem să avem crize energetice, că noi putem să susținem populația și prin gaze și prin curent toată la un loc, nu vrem să avem cancel culture și alte tâmpenii,
și toate astea și mai ales nu vrem să facem parte dintr-un coridor sanitar în care să fim, să-i protejăm pe alții. Deci pe noi, pe români, nu ne întreabă nimeni nimic. Observăm că ne-au fost puși ăștia la putere exact să facă treaba asta. Exact cum ziceai tu, că ți s-a părut că a picat natural blocul comunist. Păi așa a picat. Dar fiecare țară acolo era țară experiment pentru ceva, cu România a fost un experiment pentru o dictatură mai puternică. Și în același timp, cum era la vremea aia, că odată cu războiul rece cu armele nucleare, era și războiul Occident, Europa de Est. Că ții minte că aveai 14 ani, dar ții minte că ți se prezenta că ea din Occident trăiesc de senzație, că toți au case cu piscine, cu mașini. Dallas. Eu cred că Dallas a ajutat foarte mult la căderea comunismului român. Toți aveau videouri și altea, ceea ce la noi n-aveam și eram nu știu ce. Și după ce am intrat acolo, la vreo 3 ani, toți se întrebau, bă, dar în Occident ăsta de ce am intrat? Că până la urmă e la fel, adică nu mai e un singur dictator, sunt mai mulți. Băncile sunt altele, sunt creditele, sunt alte chestiuni la un loc. Și cu toată treaba asta. Deci, pentru mine, situația din România nu e deloc, nu încheie într-o notă optimistă treaba asta. Mai am o ultimă întrebare și anume, eu nu mă raportez la mine ca jurnalist, eu mă raportez la mine ca la unul care își mai câștigă pâinea trâncănind pe la radio diverse sau pe YouTube, încerc să mai fac niște filme, am alte entuziasme, însă, cunosc foarte mulți jurnaliști care, în opinia mea, sunt jurnaliști pe bune, mai presus de orice îndoială și, în opinia mea, în numele unui adevăr, da? Nu trebuie să fiu neapărat de acord cu ei și mi se pare aiurea să interzic. Cred că astfel de jurnaliști sunt mai în toate redacțiile, da? Există mai multe tipuri de cenzură pe care în România jurnalistul le încasează. Ba că e putinist, ba că asta îmi place cel mai mult. Mai avem ședința de redacție, am acest subiect, acest subiect nu prea e de interes. Știi? Și mai sunt și alte forme. Unde poți tu, ca jurnalist, da? Avem, nu știu dacă mai e Clubul Român de Presă, să te reprezinte o forță, o asociație a jurnaliștilor, ca să ai ceea ce presupune de bun simț libertatea de expresie? Nu, deci în momentul de față Clubul Român de Presă nu mai există, deci nu are nimic. El a fost la un moment dat lichidat pe interese de afaceri, au vândut chioșcuri tot, au cu hârtia, cu alte chestiuni de genul ăsta. Un sindicat al jurnalistilor, un media sind, dar care nu se vede cu nimic, nu te ajută cu nimic, știm doar că există. De altfel, oricum, nimeni nu am auzit pe unii că zică plătesc pe la media simt sau contribuții sau nu știu ce au pe acolo. Dar nu există. Practic nu există. Deci nu există nicio asociere de tipul ăsta. Și tu practic nu poți să fii apărat că atâta timp cât lucrezi într-o redacție, deci nu poți să fii decât freelancer. Acolo poți să faci toată treaba asta și dacă ai independență, uite, cu un canal de YouTube, cu o chestie de exprimare alternativă, cât se mai, va mai putea. Dar controlul redacțional e cel financiar direct, că pe lângă faptul că anumite posturi de televiziune, unele și de radio sunt deținute și de companii de afară și de multinaționale și de tot de unde vin directive clare, așa, unde sunt bani guvernamentali sau pe alte structuri, iar fii atent, unde nu sunt acești bani guvernamentali sau de multinaționale sau tot ești agățat, pentru că depinzi la un moment dat de o publicitate de o formă sau alta în care trebuie să faci ceva prin care să ții un venit din treaba asta. Ori ca să ajungi la acel venit, trebuie să ai trafic. Trebuie să ai ori trafic dacă scrii pe online, ori trebuie să ai rating, ori trebuie să ai vizualizări, oriceva de genul. Toate astea, cu cât ai numărul mai mare de vizualizări sau ești în zona... Ele sunt firești într-o economie de piață. Adică e ok că funcționează așa. Da, intri în malaxorul, tot acolo ajungi, la Google și la alea. Ajungi la AdSense, la Google, la ăla care dictează, la tot venitul pe care ți-l bagă, la YouTube-ul care poate să-ți plătească sau să nu te plătească. Și mai grav este că aici te cenzurează, că nu despre cenzură vorbim acum, nu despre venitul, care nu-i rău să ții veniturile, să muncești pe bani. Adică noi tocmai asta susținem, că trebuie să iei banii pe baza muncii și pe libertățile pe care le ai. Inclusiv libertatea, dar nu vreau să muncesc, să nu vreau să am bani. Sau nu știu ce, dacă e o libertate și asta. Deci, dar depinde de ce, pentru că dacă la un moment dat ajungi, trebuie să intri în cenzura asta, pentru că uite, ca să te lase la un moment dat pe YouTube, nu știu ce, trebuie să respecti niște reguli ale comunității.
ca să te exprim pe Facebook, ai niște ce, ca să te duci pe online în alt sens sau ce, o să constați că dacă publici articole de tipul ăsta sau nu știu ce, pe astea nu vine publicitate, deși au cel mai mare trafic. Deci eu am articole în care... Adică nu vine AdSense-ul pe ele sau... Ba vine, dar e la cea mai mică licitație posibilă. Știi că AdSense-ul îți vinde pe zone de licitații de astea, funcție de interes și pe cât ai de astea. Adică îți raportează zilnic și vede toată lumea că deși ai oarecum trafic similar. Bă, eu ajunsesem la un moment dat că nu făcea nimic senzaționalist decât îl prezentam. Ajunsesem la sute de mii, 230, 260 de mii de unici pe zi. Erau pe astea. Și dintre care 80% erau făcute din subiectele astea. Și fii atent, și nu încasam, dar nu asta a fost faza că am făcut ca să încasăm. A fost doar că constați că era toată faza asta. Constatai că deși traficul crescuse de până la 3-4 ori în anumite zile, sumele crescuseră cu 10%. Ca să-ți dai seama, adică era... Deci, mai e și treaba asta cu, uite, PIB-ul României, am înțeles că este fără precedent, uite-te în ce situație suntem cu toții. Da. Ei, și atunci cenzura se manifestă indirect, prin regulamentul comunității, prin faptul că nu știu ce. A, dacă dădeam știri care produceau trafic, care erau din zona Monden, Cancan, nu știu ce, că ca redacție trebuie să mai dea vorbă și... Da, hai. Odată pe informație, că noi facem pe cât putem o selecție să nu picăm în plasa în care vedetele își plătesc sau fac sau creează evenimentul doar pentru a ieși în față, ci să prezint și alea cât sunt de reale. Dacă sunt, că dacă simți o făcătură de aia cu nu știu care și că e așa, noi nu o dăm. Alții o dau și alții se înțeleg cu vedetele și chiar fac știri pentru treaba asta. Dar fii atent, asta vreau să spun. Dădeam știri de alea care sunt, că noi nu avem relații cu zona Monden, Cancan, vedete, dar le dădeam pe alea informaționale. Bă, sunt acolo, e o chestie, da, e nu știu ce. Păi, nene, astea făceau mai mult trafic decât făceau alea care erau pe bune, care erau în zona asta și fii atent, erau plătite de 3-4 ori mai mult. Și alea cu morți merg foarte bine. Dacă îți dau un trafic cu adevărul, nu mă plătești. Dar dacă îți dau și o minciună, un fake de Monden, care nu știu ce, asta mi-aduc aminte când am făcut eu prima dată. Dar tu zici că asta e treabă de piață sau e treabă de algoritm? De algoritm, da. Ok. Deci, eu, fii atent, îți dau un exemplu. Făcusem agenția de investigații media, când eram cu asta, prima agenție de investigații de presă de pe online, în 2008. Și mergea foarte bine, era cu toată faza asta. A fost foarte greu să găsesc ziariști care să vrea să se ocupe de online, de chestiuni de genul ăsta. Dar mi-aduc aminte de asta. Deci am avut o dezvăluire, bă, de senzație după mine. Era pentru toți românii să afle, era nu știu cum, la vreo două luni după ce făcusem agenția. De se știa de agenție, adică mai ales din zona media, ziariștii intrau pe acolo, se informau, era nu știu cum, se dădeau, era aia primară, așa. Păi și fii atent, și-a dat investigația asta și unul din redacție a venit prin fața Parlamentului în redacție și asta, Diana Tușa, era o parlamentară, asta se dădea cu bicicleta pe fața. Era tânără, drăguță, nu știu ce, acum e soția... Ești parlamentar, e soția lui Ioșca Bublă, care are știri pe sus. Și ăsta a făcut o poză. Și a venit la redacție și a zis, bine mai să dăm, că nu dăm asta, dar fiind parlamentar, asta era tânără, nu era măritată, era parlamentar, că era PNL atunci. Un cancan parlamentar. Și zic, hai bă, să dăm și o știre, o punem acum. Bă, nene, fii atent, de știrea asta a făcut, nu știu, vreo... La vremea numai an, în 24 de ore, 28.000 de vizualizări, iar aia cu ancheta a făcut 620 ceva. Nu de mii, 620 de vizualizări. Înțelegi? Deci, ca fază. Și după aia am văzut algoritmii, deci cum îți promovează Google-ul și cu toate astea. Cum fac indexarea? Pentru că indexarea e foarte bine ticluită și de inteligența artificială și pe algoritm și tot făcută. Și mai ales cu fii atent, cui o atribuie Google. Pentru că o să vezi că în România e o chestie, dacă tu dai o exclusivitate online, în 5 minute numai a ta. Pentru că în 5 minute ți-a furat unul cu totul, primul poate te citează și zice, uite, e acolo. După aia se fură lui ăla, de nu că îi se fură că stă unul cu ochii pe tine. Fii atent, sunt spideri, de ăștia tot de algoritm, care pleacă pe site-uri și care aduc din RSS-uri și toate alea care vin, aduc informația pe care o copiază, și o bagă în zone ascunse ale site-ului, de alea copiate,
și își dezvoltă un sistem de site-uri piramidale la care multe de astea dau trafic foarte mare la baza piramidei, nu se mire, dar au chiar de alea porno și de știri de... Ei trăiesc într-un trafic fals, cu totul ridicat, ca să... dar Google ce face? Google-ul, în loc să ia, să-ți dea ție prioritatea, că bă, tu ai dat-o primul, deci s-o pun ție când caută lumea despre ea, tu trebuie să fii prima știre. Nu, tu te poți trezi și în pagina a șasea, pentru că eu dă lui ăla care are cel mai mare trafic și audiență pe care o pune acolo, dar fii atent, știrea pe care interesează să o promoveze. Deci eu dă, pe care are cel mai mare trafic și audiență. În schimb, știrea pe care nu vrea să o promoveze, nu i-o dă lui ăla, chiar dacă ți-o preia și la site-ul mare o pune nu știu unde, în altă parte, și nu ți-o duce în față. Deci este o cenzură. Eu de-aia ți-am spus că mașinăria asta globală de inteligență artificială, care acum în cazul nostru o definim pentru presă, dar ea are multe chestii medicale, alte chestii și nu știu cum, este înfiorătoare și contează cine poate să apese pe buton și să-i ceară ceva. Cine poate să facă asta, ăla domină tot. Mă gândesc că peste 100 sau 200 de ani o să fim găsiți la periferia internetului și că dincolo de la Vita e Bella de pe Instagram, pagina 4000, pagina 4000. Da, dar uite că trebuie spuse lucruri care nu se spun în altă parte. Să știi că n-am terminat nici pe sfert cât te voiam să vorbesc cu tine și dacă vrei, cu siguranță ne mai întâlnim, pentru că mai am multe de discutat și vreau să-i mulțumim și prietenului nostru comun, Florin Dumitrescu, că a făcut posibil acest podcast. Da. Cine nu știe de ce, era al cincelea membru de la Sarmalele Reci, așa l-au cunoscut și așa au fost tot timpul, și este autorul versurilor, în special, cele mai bune de la Sarmalele Reci. Și este proiectul lui de suflet. Pot spun că știu asta pentru că eu lucram la Tineretul Liber când s-a făcut Sarmalele Reci. Și mulți de acolo s-au strâns, s-au structurat în jurul ziarului Tineretul Liber. De pildă, chitaristul Emil Viciu era secretar general de redacție. A, nu știam asta. Da? După Inocențiu Voinea, care, Ciprian Voinea, care a fost basist la început, era angajat la noi în redacție. Erau, și noi am fost, era Georgica Crisărescu, a murit săracul de... Și am fost, la primul, cu ei la primul concert, care s-a ținut în București la... La Ion Creangă erau mai multe. La Ion Creangă, da, așa. Și în care am auzit, eu le știam de astea deja cu, alea, cu Nicu Ceaușescu președinte, cu Țara TV prost, cu toate astea, nu știu ce, credeam și citat în emisiune din ele. Și el, Florin Dumitrescu, era considerat nu numai autorul textului, ci componentul trupei, adică era acolo ca un component. Da, era considerat membru fondat. Ceea ce mi s-a părut senzațional, că nu auzisem până atunci la nicio trupă treaba asta, că... Adică trupa era, bă, la chitaristul, cu basistul, cu tobarul, cu ăla, cu vocalistul și ziceai, bă, avem pe unul care ne face textele. Bine, e în regulă, e ăla cu textele. Dar la ei a fost de la început. El, Florin Dumitrescu, era... Și acum, ca să, pentru cine nu știe, să laud, că pe lângă că a făcut niște versuri extraordinare și previzioniste la acel moment, când invit pe toată lumea să asculte asta, Țara te vrea post acum. Am vinilul, am primit vinilul. Așa? El e și un tip extraordinar de la asta, cu de spontan și cu tot cu asta, adică a avut o carieră foarte bună și cred că are, în continuare, și în publicitate și în zona asta de, adică e un om care găsește foarte bine cuvintele și inteligent. Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu și sper să ne revedem. Și vreau să spun ăștia canalul după emisiunea asta. Băi, aștept cu emoție că, uite, să mă dau și o lovit de ceva, știi? De trei ori pe astea a suspendat Lugușe după emisiunea mele. Acum la CNA, fii atent, la CNA, pe ordinea de zi lunară, sunt numai emisiunea mele cu Gușă. Deci așa începe cu asta, când are cu Gol de Fem, asta e Comaroni Gușă. Deci ce au discutat în emisiune. Și el e deja la amenzi de alea, adică el a ajuns la 100.000 de lei pe amenzi. Nu te uita la bani, nu. La Turcescu tot așa, deci cu tot așa. Sper, uite, acum să nu îți închidă canalul. Măi, sunt alb, sunt heterosexual, e o glumă a unui comediant american, dacă eram și plin de bani, reprezentam o minoritate și m-ați auzit pe mine să mă plâng de ceva? Nu. E, uite, acum o să am motiv să mă plâng. Dacă o să fie vreo față, dă vina pe mine, zic că... Nu, că ne asumăm aici. Foarte mulțumesc. Bine, mersi și eu, numai bine. Ne vedem. Pa, pa. Pa, pa.
Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.